Capitolul 15 Faceți-i să-și dorească să vă urmeze. Legea nestatorniciei Deși stilurile de conducere se modifică odată cu vremurile, ceva rămâne constant, oamenii sunt mereu ambivalenți în privința celor aflați la putere. Doresc să fie conduși, dar în același timp vor să fie liberi. Doresc să fie protejați și să se bucure de prosperitate, fără să facă sacrificii își venerează recele și vor deopotrivă să lucidă. Când sunteți lider al unui grup, oamenii sunt mereu pregătiți să se întoarcă împotriva dumneavoastră în clipa în care păreți slab sau treceți prin dificultăți. Nu cedați în fața prejudecăților epocii, imaginându-vă că pentru a le câștiga loialitatea trebuie să păreți egalul sau prietenul lor. Oamenii vă vor pune la îndoială forța, vor deveni bănuitori în privința motivațiilor dumneavoastră și vă vor răspunde cu un dispreț disimulat. Autoritatea este arta subtilă de a crea aparența puterii, legitimității și a corectitudinii, făcându-i pe oameni să se identifice cu dumneavoastră ca lider aflat în slujba lor. Dacă doriți să fiți la conducere, trebuie să stăpâniți această artă de timpuriu. Odată ce ați căpătat încrederea oamenilor, aceștia vă vor susține ca lider indiferent de împrejurările neplăcute. Blestemul dreptului În dimineața de sâmbătă 14 ianuarie 1559, cetățenii englezi de toate vârstele și categoriile sociale au început să se adune pe străzile Londrei. Era ziua de dinaintea încoronării noului lor monarh în vârstă de 25 de ani, Elisabeta Tudor care avea să fie cunoscută drept Regina Elisabeta I, tradiția impunea ca noul monarh să conducă întotdeauna o procesiune prin oraș. Pentru majoritatea, urma să fie prima oară când o vedeau pe Elisabeta. Unii dintre cei aflați în mulțime erau îngrijorați, Anglia se găsea într-o stare financiară precară, guvernul era profund îndatorat, cerșetorii se vedeau pretutindeni pe străzile marilor orașe, iar tâlharii cu trei prin zonele rurale. Cel mai rău era că națiunea tocmai trecuse printr-un război civil între catolici și protestanți. Tatăl Elisabetei, Henric al VIII-lea, crease biserica anglicană și se hotărâse să transforme Anglia într-o țară protestantă. Fica din prima căsnicie a lui Henric, devenită regina Maria I în 1553, a încercat să readucă Anglia în lumea catolică, inițiind un soi de inchiziție engleză și căpătând porecla Maria cea sângeroasă. După moartea ei de la finele anului 1558, Elisabeta era următoarea în linie la tron, dar era oare momentul ca Anglia să fie condusă de o femeie atât de tânără și de lipsită de experiență? Alții erau de un optimism moderat, asemenea majorității englezilor. Elisabeta era o protestantă convinsă și avea să readucă țara în sânul Bisericii Anglicane. Dar nici cei încrezători. Nici cei pesimiști nu cunoșteau prea multe lucruri despre ea după ce Henry VIII-lea și executase a doua soție, Anne Boleyn, mama Elisabetei, în urma unor acuzații inventate, pe când fetița nu împlinise încă trei ani. Elisabeta trecuse din brațele unei mame vitregenale ale alteia, iar prezența ei la curte fusese minimă. Poporul englez știa că avusese o copilărie dificilă și că Regina Maria o detestase aruncând-o chiar în turnul Londrei în 1554. Cum o afectaseră aceste experiențe pe tânăra Elisabeta? Era la fel de impulsivă ca tatăl ei sau la fel de arogantă ca sora ei vitregă, Maria? Miza fiind foarte ridicată, erau peste poate de curioși să afle mai multe despre fată. Pentru englezi, ziua procesiunii era una de sărbătoare și veselie, iar Elisabeta nu a dezamăgit în această privință a fost cu adevărat un spectacol. Tapiserii pline de culoare pe zidurile exterioare ale caselor, drapele și ghilan de la fiecare fereastră, muzicanți și bufonii hălăduind pe străzi și amuzând mulțimea. În timp ce ningea ușor, viitoarea regină și-a făcut apariția pe străzi în carne și oase, iar pe oriunde trecea mulțimea rămânea amuțită. Cărată într-o lectică deschisă, purta cea mai frumoasă robă aurie regală și bijuterii minunate. Avea un chip fermecător și niște ochi negri și plini de viață. Dar pe măsură ce procesiunea a continuat, iar în cinstea ei au fost puse în scenă diverse spectacole, englezii au remarcat ceva ce nu mai văzuseră niciodată până atunci și nici măcar nu-și putuse Regina Reginei părea să-i placă să se amestece printre oameni. Lacrimile umplându-i ochii când îi asculta cu atenție pe cei mai sărmani landonezi, cu rugămințile și cu binecuvântările lor pentru domnia sa. Când vorbea, felul ei de a rosti cuvintele era natural, ba chiar puțin din popor. Se hrănea cu entuziasmul din ce în ce mai intens al mulțimii, iar afecțiunea ei pentru oamenii de pe străzi era cât se poate de evidentă. O bătrână destul de amărâtă i-a înmânat o crenguță veștejită de rozmarin ca să-i poarte noroc, iar Elisabeta a strâns-o în palmă întreaga zi. Un martor a scris despre Elisabeta, dacă cineva a avut vreodată darul sau eleganța de a cuceri inimile oamenilor, atunci acea persoană a fost regina Elisabeta. Se folosea de toate abilitățile ei și fiecare mișcare îi părea o acțiune profund gândită. Privirea era țintită asupra unuia, urechea îi se apleca la altul, judecata se oprea asupra celui de-al treilea, iar către al patrulea își îndrepta vorbele, spiritul ei lăsa impresia că ar fi pretutindeni și în aceeași măsură era atât de prezent în ființa sa, încât părea să nu se afle niciunde altundeva. De unii era milă, pe alții îi lăuda, unora le mulțumea și altora le spunea vorbe de duh, plăcute și spirituale și își împărțea zâmbetele privirile și milostenia la care oamenii își mărturiseau încă o dată prea plinul bucuriei, iară după aceea, ridicând totul la cea mai înaltă tensiune, Umpleau urechile tuturor cu elogii nemăsurate pentru prințul lor. În acea noapte, Londra a fost animată de poveștile de peste zi. În cărcium și acasă, oamenii comentau prezența bizară și incitantă a Elisabetei. Regii și reginele apăreau adeseori în public, dar erau înconjurați de un alai fastuos și doreau să rămână la distanță de popor. Se așteptau ca oamenii să li se supună și să-i venereze dar Elisabeta părea nerăbudătoare să câștige dragostea poporului și îi fermecase pe toți cei care o văzuseră în ziua cu pricina. Pe măsură ce vestea s-a răspândit în întreaga țară, afecțiunea pentru noua lor regină a început să crească în rândul englezilor, care aveau speranță în noul monarh. Înainte de încoronare, Elisabeta l anunțase pe Sir William Cecil că l-alesese pentru a-i fi cel mai de încredere ministru. Cecil cu 13 ani mai în vârstă decât regina, fusese un consilier important în timpul lui Eduard al VI-lea, fratele vitreg al Elisabetei, care domnise după moartea lui Henry al VIII-lea din 1547, de când avea 9 ani până la moartea sa de la 15 ani. Cecil o știa pe Elisabeta de când avea 14 ani, împărtășeau pasiuni intelectuale și erau amândoi protestanți convinși, purtau nenumărate conversații însăflețite și erau prieteni. Cecil o înțelegea bine. Era extrem de inteligentă, foarte educată și vorbea fluent mai multe limbi. Jucau adeseori șah și era impresionat de stilul ei răbdător și de capcanele pe care le întindea pieselor lui. Știa că Elisabeta fusese crescută în condiții vitrege. Își pierduse nu doar mama pe când era foarte mică, dar și pe cea mai iubită mamă vitregă, Caderine Howard, pe când avea opt ani. Caderine a fost cea de-a cincea nevasta lui Henrik și verișoara lui Anne Boleyn. Henric poruncise să fie decapitată în urma unor acuzații inventate de adulter. De asemenea, Cecil știa că puținele luni pe care Elisabeta le petrecuse în turnul Londrei avuseseră un efect traumatizant asupra ei, întrucât se așteptase să fie executată în orice clipă. După toate aceste experiențe, devenise o tânără remarcabil de binevoitoare. Dar știa că în spatele acestei fațade era încăpățânată, temperamentală, ba chiar vicleană. De asemenea, era sigur în privința altui lucru, guvernarea nu era pentru femei. Regina Maria I fusese prima femeie care condusese cu adevărat Anglia și se dovedise un dezastru. Toți miniștrii și administratorii guvernamentali erau bărbați, iar o femeie nu putea să facă față conflictelor dure pe care le presupunea gestionarea activității lor dar nici relațiilor cu diplomații străini și ei bărbați. Femeile erau prea emoționale și labile. Poate că Elisabeta avea o minte foarte capabilă, dar nu și rezistența de care era nevoie pentru slujba respectivă. Așadar, Cecil își făcuse un plan, treptat, avea să preia frâiele domniei împreună cu cohorta lui, regina consultându-i, dar în mare parte urmând îndrumările miniștrilor ei. Și, cât mai iute cu putință, aveau să o căsătorească, preferabil cu un protestant, iar soțul ei urma să preia controlul țării și să domnească de parcă ar fi fost rege. Dar, aproape de la începutul domniei, și-a dat seama că planul lui nu va fi așa de ușor de pus în practică. Regina era încăpățânată și avea propriile proiecte. Într-un fel, nu putea să nu fie impresionat. În prima ei zi ca monarh, a organizat o întrunire și le-a dat de înțeles viitorilor consilieri că știa mai multe decât ei în privința situației financiare a țării. Era hotărâtă să facă guvernul solvabil. L-a numit pe Cecil secretar de stat și a început să aibă întâlniri cu el de mai multe ori pe zi, ne lăsându-i nicio oră liberă în care să-și tragă sufletul. Spre deosebire de tatăl ei, care își lăsase miniștrii să conducă țara ca el să se poată dedica vânătorii și curtării tinerelor, Elisabeta era complet implicată. Cecil era uimit de nenumăratele ore pe care le petrecea muncind, mult după miezul nopții. Era fermă în privința lucrurilor la care se aștepta de la el și de la ceilalți miniștri, dovedindu-se destul de intimidantă câteodată. Dacă o a cei spunea sau făcea, regina era toată numai un zâmbet, cu puțină cochetărie. Dar dacă ceva mergea prost sau dacă o contrazicea prea vocal, nu mai avea acces la regină zile întregi, fiind nevoit să se întoarcă acasă pentru a se pârjoli în propria ei anxietate. Oare ei pierduse încrederea? Uneori, îl privea cu asprime sau chiar îl certa în stilul furtunos al tatălui ei. Nu, regina nu avea să fie ușor de ținut în frâu și, treptat, a descoperit că se străduiește mai mult ca niciodată să o impresioneze. Ca parte a planului său de preluare lentă a puterii, S-a asigurat că toată corespondența de la guvernele străine avea să treacă mai întâi prin biroul său. Ar fi vrut să-i ascundă reginei informații legate de câteva subiecte importante. Apoi a descoperit că regina aflase acest lucru și, pe la spatele lui, poruncise ca toată corespondența diplomatică să treacă prin mâinile ei. Era ca un joc de șah, iar ea gândea cu câteva mutări dinainte. S-a enervat și a acuzat-o că îl subminează în muncă dar regina a rămas neclintită și a oferit un răspuns foarte logic, spre deosebire de Cecil. Ea vorbea și citea în toate limbile europene importante, înțelegându-le nuanțele. Așa că ar fi mai bine dacă ea ar conduce personal diplomația și ar ține pe miniștri la curent cu afacerile externe. Era inutil să o contrazică și și-a dat seama curând că, în gestionarea acestei corespondențe și a întâlnirilor cu diplomații, Elisabeta era o maestră a negocierilor. Treptat, rezistența i-a scăzut. Elisabeta avea să rămână la conducere, cel puțin pentru primii ani ai domniei. Dar apoi se va căsători și va naște moștenitorul de care Anglia avea nevoie, iar soțul ei va prelua conducerea. Era nefaiersc ca ea să-și continue rolul de monarh necăsătorită. Se zvonea că le mărturisise câtorva apropiați că nu se va mărita niciodată, că avea o teamă copălșitoare de căsnicie din cauza lucrurilor pe care le văzuse la tatăl ei. Dar Cecil nu putea să ia asta în serios. Regina continua să le spună tuturor că tot ce conta era binele suprem al țării, dar o anglie fără succesor legal risca un viitor război civil. Fără îndoială, Regina putea să înțeleagă logica din spatele acestui lucru. Obiectivul lui era simplu, să o facă pe regină să fie de acord să se căsătorească cu un prinț străin pentru a plăsmui o alianță de pe urma căreia Anglia, în situația ei slăbită, ar avea de câștigat. Preferabil, acesta ar fi un prinț protestant, dar, atâta vreme cât nu era un fanatic catolic, ceci l-ar fi aprobat alegerea. Francezii o ademeneau cu căsătoria cu regele lor în vârstă de 14 ani, Carol al IX-lea iar Habsburgii încurajau mariajul cu arhiducele Carola la Austriei. Marea temere a lui Cecil era ca avea să se mărite cu cel de care se îndrăgostise cu adevărat, Robert Dudley, conte de Leicester, un bărbat inferior ei ca rang, lucru ce ar fi stârnit tot soiul de disensiuni și de intrici la curte. În vreme ce reprezentanții mai multor țări își prezentau ofertele, Elisabeta părea să-l favorizeze pe câte un pretendent, apoi se distanța. Dacă spaniolii creau brusc necazuri pe continent, începea negocierile de căsnicie cu francezii, pentru a-l face pe regele Filip al II-lea al Spaniei să se teamă de o alianță franco-ingleză și să bată în retragere, sau cu arhiducele Carol al Austriei ca să bace spaima în francezii și în spaniolii deopotrivă. A continuat acest joc an după an. I-a mărturisit lui Cecil că nu-și dorea să fie nevastă. Dar când parlamentul o amenința că îi va tăia fondurile dacă nu promite că se va mărita, Elisabeta ceda și negocia cu unul dintre pețitori. Apoi, după ce fondurile de la parlament erau asigurate, găsea câte o scuză ca să întrerupă discuțiile despre căsătorie, prințul sau regele sau arhiducele era prea tânăr, catolic prea pătimaș, deloc genul ei, din cale afară de efeminat și tot așa. Nici măcar Dadlei n-a putut să-i înfrângă hotărârea și să o facă să se mărite cu el în cele din urmă, după câțiva asemenea ani, din ce în ce mai frustrat, Ceci l-a priceput jocul reginei. Nu putea să facă nimic, dar în același timp ajunsese să-și dea seama că regina Elisabeta I era aproape sigur un suveran mai bun decât oricare dintre omologiei externi. Era atât de cumpătată cu cheltuielile, încât guvernul scăpase de datorii în timp ce Spania și Franța ajunseseră la sapă de lemn din cauza războaielor nesfârșite, Elisabeta a menținut cu prudență Anglia în afara conflictelor și, în scurtă vreme, țara era înfloritoare. Deși era protestantă, se purta bine cu catolicii englezi, iar sentimentele amare provocate de conflictele religioase din urmă cu un deceniu erau acum în mare parte dispărute. Nu s-a născut nici când o femeie atât de înțeleaptă ca regina Elisabeta. Avea să scrie el ulterior și, astfel, a renunțat până la urmă la aspectul căsniciei, iar națiunea însă și-a început treptat să se obișnuiască cu ideea unei regine fecioară, căsătorită cu supușii ei. De-a lungul anilor însă, o problemă a continuat să macine afecțiunea oamenilor pentru regină, ba chiar l-a făcut pe cecil să înceapă să-i pună la îndoială competența, soarta Mariei, regina Scoției, verișoara Elisabetei. Maria era o catolică devotată, în vreme ce Scoția devenise în mare măsură protestantă. Era următoarea pe linie succesorală pentru rolul de regina a Angliei, mulți catolici afirmând că, de fapt, ea ar fi suverana de drept. Scoțienii și ajunseseră să o disprețuiască pe Maria pentru sentimentele ei religioase, pentru idilele ei adulterine și pentru aparenta implicare în asasinarea soțului ei, Lordul Darnley în 1567, a fost obligată să abdice în favoarea bebelușului ei, Iacob al VI-lea. În anul următor a scăpat din temnița din Scoția și a fugit în Anglia, lăsându-se pe mâinile verișoarei ei. Elisabeta avea toate motivele să o disprețuiască pe Maria și să o trimită înapoi în Scoția. Era complet diferită de regină, egoistă, nestatornică și imorală era o catolică pătimașă și urma să-i atragă în jurul ei pe toți cei din Anglia și de peste hotare care doreau să o detroneze pe Elisabeta și să pună în fruntea țării un catolic. Nu putea fi de încredere. Dar, spre consternarea lui Cecil, a consilierilor ei și a poporului englez, Elisabeta i-a permis Mariei să rămână în țară, într-o formă lejeră de arest la domiciliu. Politic vorbind, acest lucru nu părea să aibă niciun sens îi scotea din minți pe scoțieni și era o amenințare la adresa relațiilor dintre cele două națiuni. În timp ce Maria a început să pună la cale o conspirație tainică împotriva Elisabetei și din toate taberele au apărut apeluri care cereau să fie executată pentru trădare, regina a refuzat inexplicabil să facă ce părea a fi următorul pas logic. Era oare pur și simplu vorba de un membru al dinastiei Tudorilor protejându-le pe un altul? Se temea de urmările pe care execuția unei regine le-ar fi avut și de ce ar fi însemnat așa ceva pentru propria soartă. Oricare ar fi fost răspunsul, situația o făcea să pară slabă și egoistă, ca și cum ce conta era să apere o altă regină. Apoi, în 1586, Maria a fost implicată în cel mai îndrăzneț complot de asasinare a Elisabetei, în urma căruia Maria ar fi devenit regina Angliei. Avea susținere secretă din partea Papei și a spaniolilor, dovezile amestecului ei în uneltire fiind incontestabile. Acest lucru a scandalizat publicul, care își putea imagina sângerosul război civil ce s-ar fi declanșat dacă planul secret ar fi mers mai departe. De această dată, presiunea simțită de Elisabeta era prea mare, chiar dacă Maria fusese regină, trebuia executată. Dar Elisabeta a ezitat din nou. În urma procesului, Maria a fost condamnată, dar Elisabeta nu a găsit puterea de a semna sentința la moarte. Lui Cecil și curtenilor, care o vedeau zi de zi, regina nu li se păruse nici când atât de tulburată. În final, în luna februarie a anului următor, a cedat presiunilor și a semnat condamnarea. Maria a fost decapitată în ziua următoare. Țara a sărbătorit. Cecil și colegii săi miniștri au răsuflat ușurați. Nu aveau să mai existe conspirații împotriva Elisabetei, astfel că lipsa unui moștenitor era mai ușor de suportat. În pofida modului aparent eronat în care gestionase situația, poporul englez a iertat-o rapid. Dovedise că a putut să pună bunăstarea țării înaintea considerațiilor personale, iar reticența ei făcuse decizia finală să pară cu atât mai eroică. Regele Filip al II-lea al Spaniei o cunoștea pe Elisabeta de mulți ani fiindcă fusese căsătorit cu sora ei vitregă, Regina Maria I. Când aceasta o întemnițase pe Elisabeta în turnul Londrei, Filip izbutise să o îmbuneze pe Maria și să o elibereze. Tânăra Elisabeta i s-a părut chiar fermecătoare și i-a admirat inteligența. De-a lungul anilor, însă, a ajuns să se teamă de ea și să o disprețuiască era principalul obstacol în calea obiectivului său de a restabil dominația catolicismului și era nevoit să o umilească. În mintea lui, nu era adevărata regina Angliei. A început să trimită pe ascuns preoți ezuiți în Anglia pentru a răspândi credința catolică și pentru a instiga în secret la revoltă. Și-a dezvoltat forța navală și, pe furiș, s-a pregătit pentru ce avea să fie cunoscut drept inițiativa Angliei o invazie de mari proporții care ar fi copălșit insula, readucând-o la catolicism. Execuția Mariei, regina Scoției, a fost picătura care a umplut paharul, era momentul invaziei. Filip s-a simțit cu adevărat încrezător în succes. De-a lungul anilor, evaluase capacitatea marelui său rival. Regina era abilă și isteață, dar avea un dezavantaj copălșitor, era femeie. Ca atare, era nepotrivită pentru a conduce un război. De fapt, părea să se teamă de conflictele armate, negocind și găsind mereu modalități de a le evita. Nu acordase niciodată prea multă atenție armatei. Flota engleză era relativ redusă, navele sale nu erau nici pe departe la fel de mari și de puternice ca uriașele galiuane spaniole. Armata engleză era jalnică în comparație cu a Spaniei iar Filip avea aurul din lumea nouă cu care putea susține efortul. A planificat invazia pentru vara lui 1587, dar în anul respectiv Sir Franz Drac a atacat coasta spaniolă și a distrus multe corăbii în portul Cadiz, confiscând comori mari de aur. Filip a amânat invazia pentru anul următor, costurile pentru întreținerea armatei și construirea de galioane crescând încetul cu început. Filip supervizase cele mai mici detalii ale invaziei. Urma să lanseze o armadă invincibilă de vreo 130 de corăbii, cu echipaje compuse din peste 30 000 de oameni. Aceștia aveau să distrugă cu ușurință flota engleză, să se reunească apoi cu masiva forță spaniolă din țările de jos, să traverseze canalul Mânecii și să distrugă tot în drum spre Londra, unde o vor captura pe regină și o vor judeca pentru execuția Mariei regina Scoției, ulterior, pe tronul Angliei va ajunge propria fică. Într-un final, armada a pornit în mai 1588 și până în luna iulie, flota spaniolă a executat manevre în preajma coastei sudvestice a Angliei. Galioanele spaniole perfecționaseră o anumită tactică de luptă, erau atât de mari încât acționau în apropierea corăbiilor dinamice. aruncau cangea și aproape o armată întreagă se cățăra la bord. Dar nu se confruntaseră niciodată cu navele engleze mult mai mici și mai rapide, cu tunurile lor cu rază lungă de acțiune, și nici cu ape mai agitate decât Mediterana. Nu s-au descurcat deloc bine. Pe 27 iulie, armada a ancorat la Calais, la doar câțiva kilometri distanță de locul în care armata spaniolă îi aștepta. În miez de noapte, englezii au trimis cinci nave de foc fără echipaj, încărcate cu lemne și smoală în flăcări către galioanele ancorate. Din cauza vântului puternic din seara respectivă, focul s-a întins rapid de la navă la navă. Galioanele spaniole au încercat să se regrupeze în largul mării, dar formațiunea lor era slăbită și împrăștiată, iar corăbiile engleze rapide le-au luat la țintă cu tunurile de parc ar fi fost niște rațe pe apă. După ce vântul și-a schimbat iar direcția, spaniolii au fost obligați să se retragă spre nord, în regiunile mai furtunoase ale Mării Nordului. Încercând să ocolească Anglia și să se refugieze în Spania, și-au pierdut majoritatea navelor și peste 20.000 de soldați. Englezii nu pierduseră nicio ambarcațiune și n-au pierdut decât vreo sută de vieți omenești. A fost una dintre cele mai zdrobitoare victorii din istoria militară. Pentru Filip a fost cel mai umilitor moment al vieții. S-a retras în palatul său, unde a rămas ascuns câteva luni, meditând asupra dezastrului. Armada lăsase Spania complet falită, iar în anii ce aveau să urmeze, Anglia va prospera, în vreme ce Spania devenea o putere de mână a doua. Într-un fel sau altul, Elisabeta fusese mai isteață decât el în ochii celorlalți lideri din Europa care o detestau părea acum invincibilă, un conducător de temut. Papa Sixtal V-lea care o excomunicase pe regină și binecuvântase armada, exclama, uite ce bine conduce. Nu-i decât o femeie, stăpână pe jumătate de insulă, dar inspiră groază Spaniei, Franței, Imperiului și tuturor. În Anglia luase naștere un adevărat cult în jurul reginei Fecioară. I se spunea maestate sacră. Să o zărești pentru o clipă când călărea prin Londra sau trecea cu șalupa pe Tamisa părea un soi de experiență religioasă. Însă un grup s-a dovedit mai puțin sensibil la această ură intensă, noua generație de bărbați care umpleau acum curtea regală. Pentru aceștia, Regina își arăta vârsta. Îi respectau realizările, însă o considerau mai degrabă o figură maternă dominantă. Anglia era o putere în ascensiune. Acești tineri tângeau să-și facă un renume pe câmpul de luptă și, în felul ăsta, să dobândească recunoaștere publică. Cu toate astea, Elisabeta le zădărnicea constant această dorință. Refuza să financeze o campanie de mare amploare pentru a încheia socotelile cu Filip sau pentru a-i ajuta pe francezi în conflictul cu spaniolii. O considerau istovită și simțeau că venise vremea ca generația lor energică, masculină, să conducă Anglia iar tânărul care a ajuns să simbolizeze acest nou spirit a fost Robert de Vereux, al doilea conte de Essex. Născut în 1566, Essex era cipeș și de nestăpânit. Știa că regina avea o slăbiciune pentru bărbați tineri, așa că a fermecat-o numai decât, devenind preferatul ei. O plăcea și o admira cu adevărat, dar în același timp era deranjat de puterea pe care o exercita asupra destinului său. A început să o pună la încercare, i-a cerut favoruri, în mare parte bani. I s-au oferit. Reginei părea să-i placă să-l răsfețe. Pe măsură ce relația avansa, Iesex a început să o considere o femeie pe care putea să o manipuleze. A început să o critique destul de îndrăzneț în fața celorlalți curteni, iar regina i-a permis să scape nepedepsit. Însă se opunea când îi cerea funcții politice înalte pentru el și pentru amicii lui, făcându-le să-și piardă cumpătul. Era umilitor să depindă de capriciile unei femei. După câteva zile se calma și își reîncepea ofensiva bazată pe șarm. Ținut departe de puterea politică, a considerat că unica lui șansă la celebritate și la glorie era să conducă armata engleză la victorie. Elisabeta i-a permis să conducă expediții militare mai restrânse pe continent. Antecedentele sale erau contradictorii, era viteaz, dar nu foarte priceput la strategie. Apoi, în 1596, a convins-o să-i dea voie să conducă un raid asemenea celor întreprinse de drag pe coasta spaniolă. De această dată, îndrăzneala lui i-a dat roade, iar campania a fost un succes. Pentru poporul englez, acum îl rucât va amețit de noul statut de putere europeană, Iesex reprezenta noul motiv de mândrie, devenind preferatul tuturor. Iesex nu s-a săturat doar cu atât, așa că i-a cerut în continuare reginei să-i mai dea șansa de a intra în luptă. Punea reticența ei pe seama nenumăraților dușmani pe care și făcuse la curte, bărbați care îl invidiau. În 1598, la curte a ajuns vestea că un grup de rebeli irlandezi conduși de HG H. Swansl, al doilea conte de tei grecrone, cutreiera teritoriile controlate de englezi în Irlanda și provoca mari pagube. Essex și-a oferit serviciile pentru a conduce o armată care să-l zdrobească pe tirone. A implorat, a insistat și, în cele din urmă, Elisabeta s-a îndupălecat. Simțindu-se încrezător în puterea pe care o avea asupra reginei, i-a cerut cea mai mare armată strânsă vreodată de englezi. Pentru prima oară, se simțea cu adevărat apreciat de ea posedea o abilitate stranie de a-l face să-și dorească să o mulțumească. Și-a exprimat recunoștința și i-a promis că va duce sarcina la bun sfârșit în scurtă vreme. Ilanda avea să fie mijlocul prin care va urca în ierarhie. Dar, odată ajuns acolo, necazurile s-au ținut lanți. Era iarna lui 1599, vremea, îngrozitoare, iar pământul, cu o adevărată mlaștină. Nu putea să înainteze cu armata sa masivă. Irlandezii erau vicleni, maiștri ai războiului de gherilă. În vreme ce englezii au rămas în taberele lor, mii de soldați mureau din cauza bolilor și la fel de mulți începeau să dezerteze. Essex nu putea decât să-și închipuie cum îl vorbesc pe la spate nenumărații săi dușmani de la curte era sigur că regina și câțiva miniștri îi puseseră cumva la cale eșecul. A fost nevoit să o pună din nou la încercare, i-a cerut întăriri. Regina a încuvințat, dar i-a poruncit să-l găsească și să-l învingă în cele din urmă pe tirone. Din senin, presiunea era prea mare, a dat vina pe regină și pe invidioșii ei curteni că încercau să-l grăbească. S-a simțit umilit din cauza posturii în care se găsea, așa că spre sfârșitul lunii decisese un plan care să pună capăt odată pentru totdeauna nenorocirilor sale. Avea să negocieze pe ascuns un armistițiu cu Tirone. Apoi avea să se întoarcă în Anglia și să mărșăluiască spre Londra cu trupele sale. Urma să o oblige pe regină să se debaraseze de inamicii lui de la curte și să-i garanteze poziția de consilier principal. Trebuia să fie categoric, dar să-i respecte funcția. Văzându-le în carne și oase și înconjurat de trupele sale, Regina avea să cedeze fără doar și poate. După un marș grăbit prin Anglia, s-a înfățișat pe neașteptate într-o dimineață în dormitorul ei, cu uniforma plină de noroi. Regina, luată prin surprindere și neștiind dacă venise să o aresteze și să pornească o lovitură de stat, și-a păstrat sângele rece. I-a întins mâna pentru a-i fi sărutată și a zis că vor discuta despre Ilanda în partea a doua zilei. Calmul ei l-a pus în încurcătură, nu se așteptase la așa ceva. Exercita o putere ciudată asupra lui. Cumva, rolurile se inversaseră și a fost de acord să amâne discuția până spre după amiază. În câteva ore, s-a trezit înșfăcat de soldații reginei și a restat la domiciliu bazându-se pe influența sa asupra reginei și pe multele ocazii în care îl iertase, i-a scris scrisoare după scrisoare, cerându-și iertare pentru acțiunile întreprinse. Nu a primit niciun răspuns. Așa ceva nu se mai întâmplase până atunci și l-a înfricoșat. În cele din urmă, în august 1600, l-a eliberat. Recunoscător pentru asta și punându-și la cale revenirea, i-a mai cerut o singură favoare, să-i redea monopolul pe care l-avusese asupra vânzării vinurilor dulci din Anglia, era extrem de îndatorat, iar aceasta era principala lui sursă de venit. Spre disperarea lui, Regina a refuzat să-i onoreze solicitarea. Încerca un anumit joc, străduindu-se să-l învețe o lecție sau să-l îmblânziască, însă acest lucru nu avea să se întâmple niciodată. Întrecuse prea mult măsura cu el bărbatul s-a retras în casa lui din Londra și a strâns în jurul său pe toți nobilii nemulțumiți din Anglia. Avea să-i conducă într-un marș până la reședința reginei și să pună stăpânire pe țară. A anticipat că mii de englezi, care continuau să-l adore, se vor ralia cauzei și vor îngroșa rândurile trupelor sale. Într-un final, la începutul lui februarie 1601, și-a pus planul în acțiune spre neînchipuita lui consternare, landonezii au rămas în casele lor și l-au ignorat. Simțind nesăbuința aventurii, camarazii lui soldați l-au abandonat numai decât. Rămas practic singur, s-a retras în casa lui. Știa că acesta ei era sfârșitul, dar, cel puțin, avea să rămână sfidător. În seara cu pricina, soldații au venit să-l aresteze pe Essex. Elisabeta a comandat un proces rapid, iar Essex a fost găsit vinovat de trădare. De această dată, Elisabeta n-a mai ezitat în a semna condamnarea la moarte. În timpul procesului, Essex și-a păstrat cea mai nubrăzată atitudine. Avea să meargă la moarte negându și vinovăția și refuzând să ceară îndurare. În noaptea de dinainte să fie decapitat, regina și-a trimis propriul capelan ca să-l pregătească pentru moarte. În fața acestui delegat al Elisabetei, care îi transmitea ultimele sale cuvinte, e sex aclacat. Toate acele clipe în care îi percepuse autoritatea, dar se străduise să-i se împotrivească, inclusiv acea dimineață din dormitorul ei când stătuse în fața lui cu o atitudine atât de regală și de stăpână pe sine, l-au copălșit deodată. Și-a mărturisit fără de legile în fața capelanului. În mintea lui, a confundat judecata iminentă în fața lui Dumnezeu cu măreția reginei simțind întreaga povară a trădării sale. Putea să-i vadă chipul în fața ochilor și asta îl înspăimânta. I-a spus capelanului, trebuie să mărturisesc că sunt cel mai mare, mai josnic și mai nerecunoscător trădător care a trăit vreodată în aceste ținuturi. Regina era îndreptățită să-l execute, a afirmat el a cerut o execuție privată pentru a nu agita publicul. Prin ultimele sale cuvinte i-a cerut domnului să o crotească pe regină. A mers la moarte cu obediență și demnitate discretă, pe care nimeni nu le observase sau nu bănuise vreodată că i-ar fi caracteristice. Interpretare Când Elisabeta Tudor a devenit regină, și-a înțeles poziția extrem de fragilă. Spre deosebire de tatăl ei sau de aproape oricare alt monarh englez, n-avea pic de credibilitate ca domnitor și niciun fel de respect sau autoritate la care să recurgă. Țara era într-o stare vulnerabilă. Era prea tânără, fără experiență politică și fără să se fie aflat anterior în apropierea puterii pentru a învăța. Dar prin simplul fapt că ocupa se putea aștepta la o anumită obediență, dar o astfel de loialitate era fragilă și se putea schimba odată cu cea mai măruntă greșeală sau criză. În câteva luni sau ani urma să fie obligată să se mărite, iar acest lucru, după cum știa, putea să ducă la tot felul de probleme dacă nu năștea rapid un moștenitor de sex masculin. Ce făcea totul mult mai tulburător era faptul că Elisabeta era ambițioasă și extrem de inteligentă. Se simțea mai mult decât capabilă să conducă Anglia. Avea o viziune despre cum să rezolve nenumăratele probleme ale țării și să o transforme într-o putere europeană. Căsătoria nu i-ar fi fost dăunătoare doar ei, ci și țării. Cel mai probabil ar fi fost nevoită să se căsătorească cu un prinț străin, a cărui loialitate ar fi față de țara lui de origine. Ar fi folosit Anglia ca un pion în jocurile de putere ale continentului și ar fi stors-o și mai mult de resurse. Dată fiind conjunctura potrivnică, cum putea oare să spere că va conduce Anglia pe cont propriu? A decis că singura cale de a merge mai departe era să-și transforme poziția vulnerabilă într-un avantaj, creându-și propria credibilitate și autoritate, care, în cele din urmă, să-i confere puteri mult mai mari decât ale oricărui alt rege dinaintea ei. Planul ei urma următoarea logică: regii și reginele epocii conduceau simțindu-se deosebit de îndreptățiți datorită descendenței și statutului lor semidivin. Se așteptau la obediență și loialitate de săvârșită. Nu erau nevoiți să facă nimic pentru a avea parte de aceste lucruri, erau parte din statut. Dar acest sentiment de îndreptățire nu era lipsit de consecințe. În majoritatea cazurilor, supușii lor îi respectau dar legătura emoțională cu asemenea conducători nu era foarte profundă. Cetățenii englezi puteau să simtă distanța care îi despărțea de monarh și cât de puțin erau luați în considerare de suveranii lor. Sentimentul de îndreptățire le diminua și eficiența politică. Ministrii guvernului erau înfricoșați și intimidați de o persoană ca Henrica Loptulea, astfel că energia lor era consumată pentru a calma pe rege, în loc să-și pună la treabă inteligența și puterile creatoare. Având senzația că totul li se cuvine, suveranii erau mai puțin atenți la detaliile legate de guvernare, care erau prea plictisitoare. Războaiele de cucerire au devenit mijloacele principale de obținerea gloriei și de câștigarea bogățiilor pentru aristocrație, chiar dacă asemenea conflicte se cătuiau resursele țării. Acești conducători puteau fi incredibil de egoiști. Henry Caloptul a executat-o pe mama Elisabetei ca să se poată căsători cu noua lui metresă, fără să-i pese cât de tiranic îl făcea să pară în ochii englezilor. Maria, regina Scoției, și-a ucis soțul ca să se poată mărita cu amantul ei. Elisabetei ar fi fost ușor să se amăgească și să se aștepte că Augusta ei poziție va fi însoțită de loialitatea supușilor. Dar era prea isteață ca să pice într-o asemenea capcană. În mod deliberat, s-a îndreptat în direcția opusă. N-a simțit că ar avea vreun drept anume. Își amintea continuu de fragilitatea poziției ei. Nu se aștepta la loialitate în mod pasiv, avea să o caute activ. Va câștiga încrederea și credibilitatea de care avea nevoie pe parcurs prin acțiunile ei. Urma să demonstreze că nu este egoistă, că tot ce făcea era motivat de binele suprem al națiunii. În munca ei, va fi vigilentă și neabătută. Avea să transforme modul în care oamenii, supușii ei, miniștrii, rivalii externi, o percepeau, de la o femeie slabă și lipsită de experiență la o personalitate cu o putere și cu o autoritate deosebite. Crând legături mult mai strânse cu miniștrii și cu oameni de rând, va dobor în estatornicia naturală a poporului, canalizându-i energiile în scopul reconstruirii Angliei. Primele ei apariții în fața poporului englez au fost inteligent organizate ca să pregătească terenul pentru un nou tip de conducere. Înconjurată de tot fastul regal obișnuit, a adăugat o doză de bun simț specific omului de rând, ce a făcut-o să aibă o prezență de o potrivă liniștitoare și regală. Și nu juca teatru. Simțindu-se lipsită de puteri în tinerețe, se putea identifica cu cele mai sărmane slujnice din Anglia le arăta prin atitudinea ei că era de partea lor, sensibilă față de părerile pe care le aveau despre ea dorea să le capete binecuvântarea. Avea să se bazeze pe această empatie de-a lungul întregii ei domnii, iar legăturile cu supușii au fost mai intense decât cele ale oricărui monarh dinaintea ei. În privința miniștrilor ei, sarcina a fost mai delicată și mai dificilă. Erau bărbați însetați de putere, orgolioși și cu nevoia de a se simți superiori și mai deștepți decât ea se baza pe ajutorul și pe bunăvoința lor pentru a conduce țara, dar, dacă lăsa să se întrevadă că era prea dependentă de ei, ar fi călcat-o în picioare. Astfel, din prima zi a domniei, a arătat cu claritate următoarele lucruri, o interesau doar afacerile, avea să muncească mai mult decât ei toți, va reduce cheltuielile curții, sacrificându-și venitul în acest proces. Toate activitățile aveau să se îndrepte spre scoaterea angliei din abisul în care se prăbușise. Și arătat de la început cunoștințele superioare despre finanțele țării și și-a manifestat latura dură în orice negociere pe care a purtat-o, ocazional, exploda de furie dacă un ministru părea să-și promoveze o agendă personală, asemenea izbucniri putând fi destul de intimidante. În mare parte totuși, era caldă și empatică sensibilă la diversele stări de spirit ale acestor bărbați. În scurtă vreme, doreau să o mulțumească și să aibă parte de consimțământul ei. Dacă nu munceau din răsputeri sau inteligent, ar fi putut fi izolați și tratați cu răceală, astfel că, inconștient, doreau să evite așa ceva. Respectau faptul că se ridica la înălțimea propriilor standarde înalte. Astfel, I-a pus treptat pe acești miniștri în aceeași poziție în care se găsise și ea, nevoit să-i câștige încrederea și respectul prin acțiunile pe care le întreprindeau. În locul unui grup de miniștri egoiști și uneltitori, Regina avea o echipă care se străduia să-i promoveze intențiile, iar rezultatele au vorbit curând de la sine. Prin aceste metode, Elisabeta a dobândit credibilitatea de care avea nevoie, dar a făcut o mare greșeală, felul în care a gestionat situația Mariei regina Scoției. Ajunsese să se simtă oarecum îndreptățită în poziția ei, având impresia că, în acel caz, știa mai bine ce e de făcut decât miniștrii ei și că reținerile personale legate de executarea unei regine erau mai presus de orice altceva. A plătit pentru asta, simțind că respectul oamenilor pentru ea dispărea, s-a întristat. Conștiința pe care o avea cu privire la binele suprem o îndruma, dar în cazul respectiv binele suprem ar fi însemnat executarea Mariei. Își încălca principiile. A fost nevoie de ceva timp, însă și-a dat seama de greșeala făcută. Și-a însărcinat șeful serviciului secret să o atragă pe Maria în cea mai vastă conspirație cu putință ce avea drept scop eliminarea reginei. Având o solide ale complicității Mariei, Elisabeta putea face pasul care o îngrozea. În cele din urmă, trecând peste sentimentele ei de dragul națiunii și, practic, recunoscându-și greșeala, s-a bucurat de și mai multă încredere din partea englezilor. A fost o reacție la opinia publică de care aproape niciun suveran ale pocii nu era capabil. Nu era naivă în privința rivalilor ei străini, în special Filip al II-lea. Elisabeta pricepea situația, Nimic din ce făcuse nu-i câștigase vreun pic de respect sau de răgaz în privința nesfârșitelor conspirații ce doreau eliminarea ei. O desconsiderau pentru că era nemăritată și pentru că era o femeie care părea să se teamă de conflicte și de războaie. A ignorat aceste lucruri și și-a continuat misiunea de a consolida finanțele Angliei. Dar când invazia insulei a părut inevitabilă, a știut că venise timpul să dovedească, în sfârșit, că era un mare stratec. Avea să mizeze pe faptul că Filip îi subestima și retenia și tenacitatea ca lider. Dacă era necesar războiul, avea să-l poarte cât mai economic și mai eficient cu putință. A investit sume considerabile în crearea celui mai elaborat sistem de spionaj din Europa, care i-a permis să afle dinainte planurile de invazie ale Spaniei, inclusiv data pornirii acesteia. Cunoscând asemenea informații, putea comanda și plăti o armată în ultimul moment, economisind sume uriașe de bani. A finanțat raidurile lui Sir Francesc Drac de pe coastele Spaniei și împotriva galioanelor acesteia. Asta i-a permis să umple vistieria Angliei și să întârzie ofensiva armadei, astfel operațiunea a devenit și mai costisitoare pentru Filip. Când a părut cert că armada avea să pornească lupta în câteva luni, a dezvoltat rapid flota engleză, comandând ambarcațiuni mai mici și mai rapide, mai ieftine de produs în masă și foarte potrivite pentru apele din jurul Angliei. Spre deosebire de Filip, a lăsat strategia de luptă în mâinile amiralilor săi, dar a trecut peste cuvântul lor într-o singură privință. Dorea să se confrunte cu armada cât mai aproape de Anglia. Asta ar fi fost în avantajul englezilor, căci calioanele spaniole nu erau potrivite pentru apele agitate din nord, iar soldații englezi Având și patria în spate, ar fi luptat cu și mai multă înverșunare. În final, Spania a fost ruinată și nu și-a mai recăpătat niciodată gloria de odinioară, în vreme ce Anglia sub domnia Elisabetei era în ascensiune. Însă, după această mare victorie, a rezistat deciziilor de a continua lupta pe tărâm spaniol și de a da țării respective lovitura fatală. Nu era interesată de război pentru glorie sau cucerire, ci doar pentru a păzi interesele proprii națiuni. După înfrângerea armadei, autoritatea și credibilitatea ei păreau invulnerabile, dar Elisabeta nu a lăsat niciodată garda jos. Știa că odată cu vârsta și cu succesele avea să aibă în mod faiers ca cel îngrozitor sentiment că totul îi se cuvine și să dea dovadă de insensibilitatea care îl însoțea. Ca femeie care conducea țara singură, nu-și putea permite o asemenea dezamăgire. A rămas deschisă față de stările de spirit ale celor din jur, înțelegând că tinerii care ocupau de acum curtea aveau o atitudine mult diferită față de ea, îi respectau postura de regină, dar sentimentele lor nu mergeau mai departe de atât. Încă o dată, avea să fie nevoită să lupte împotriva egurilor masculine, dar fără să se bazeze pe farmecul tineresc și pe cochetăria sa. Obiectivul ei în privința lui Essex era să-l și să-i canalizeze energia spre binele țării, așa cum o făcuse și cu miniștrii ei. I-a îndeplinit dorințele nesfârșite legate de bani și de beneficii, încercând să-i aline nesiguranțele, însă în privința oferirii oricărui tip de putere politică a stabilit limite. Era nevoit să-și dovedească valoarea, să se ridice la nivelul ei, înainte să-i se acorde astfel de puteri când el făcea crize de nervi, ea rămânea calmă și fermă, dovedindu-și inconștient superioritatea în fața lui și nevoia de autocontrol. De îndată ce a devenit limpede că nu putea fi adus pe drumul cel bun, l-a lăsat să meargă îndeajuns de departe cu conspirațiile pentru a-i distruge reputația și pentru a-și permite să se descotorosească de el, iar când e sex, a ajuns în fața morții pentru delictele sale. Nu l-a îngrozit numai imaginea lui Dumnezeu, ci și cea a reginei a cărei aură de autoritate l-a copălșit până la urmă și pe cel mai nubrăzat și mai egocentric dintre bărbați. Concluzie, deși nu mai există regi și regine puternice printre noi, foarte mulți oameni acționează ca și cum s-ar considera capete încoronate. Simțim că ni se cuvine să fim respectați pentru munca noastră, indiferent cât de puține lucruri am realizat în realitate. Simțim că oamenii ar trebui să ne ia ideile și proiectele în serios, indiferent cât de puțin am reflectat asupra lor sau cât de modeste ne-ar fi reușitele. Ne așteptăm ca oamenii să ne ajute în carieră, deoarece suntem sinceri și avem cele mai bune intenții. O parte din această formă modernă a îndreptățirii ar putea fi o consecință a faptului că am fost răsfățați de părinții noștri, care ne-au făcut să simțim că tot ce atingem se transformă în aur cealaltă parte ar putea să-și aibă originea în tehnologia care ne domină viețile și care ne răsfață la rândul ei. Ne conferă puteri imense, fără să fim nevoiți să facem niciun efort real. Am ajuns să considerăm că asemenea puteri vin de la sine și să așteptăm ca totul în viață să se întâmple rapid și ușor. Oricare ar fi cauza, ne molipsește pe toți și trebuie să privim acest sentiment de îndreptățire ca un blestem. Ne face să ignorăm realitatea, Oamenii nu au niciun motiv intrinsec să aibă încredere în noi sau să ne respecte pentru ce suntem. Ne face indolenți și mulțumiți de cea mai neînsemnată idee sau de prima schiță a lucrării noastre. De ce ar trebui să ne îmbunătățim activitatea sau să ne străduim să ne perfecționăm dacă simțim că suntem deja minunați? Ne face insensibili și egocentrici. Având impresia că toți ceilalți ne datorează încredere și respect, le negăm voința, abilitatea de a judeca singuri, iar acest lucru este enervant. Poate că nu observăm asta, dar trezim resentimente. Iar dacă devenim lideri sau subordonați direct ai liderului, efectul acestui blestem nu face altceva decât să se înrăutățească. Inconștient, tindem să luăm distanță și să ne așteptăm ca oamenii să ni se adreseze dând dovadă de loialitate și de respect pentru poziția înaltă pe care o ocupăm. Devenim defensivi și orgolioși dacă ideile ne sunt contestate, dacă inteligența și înțelepciunea ne sunt puse la îndoială, chiar și în privința celor mai mărunte chestiuni. Ne așteptăm să avem parte de anumite beneficii și privilegii, iar când trebuie făcute sacrificii, simțim că ar trebui să fim scutiți. Dacă facem o greșeală, este întotdeauna vina celuilalt, sau a circumstanțelor, sau a vreunui diavol lăuntric trecător pe care nu-l putem controla. Nu suntem niciodată cu adevărat vinovați noi înșine. Nu suntem conștienți de modul în care acest lucru îi afectează pe cei pe care îi conducem, deoarece remarcăm doar zâmbetele și gesturile de aprobare ale oamenilor față de ce spunem. Dar ei își dau seama. Simt atitudinea pe care o proiectăm și pe parcurs își pierd respectul față de noi, iar influența pe care o avem asupra lor dispare. Într-un anumit punct critic, se pot întoarce împotriva noastră într-o manieră șocantă. Ca Elisabeta, trebuie să ne dăm seama că, în realitate, ne aflăm într-o poziție fragilă și că e necesară adoptarea atitudinii opuse, să nu ne așteptăm la nimic de la oamenii din jurul nostru, de la cei pe care îi conducem. Să nu fim defensivi, nici să nu stăm deoparte, ci să rămânem complet activi. Tot ce primim din partea celorlalți, mai ales respectul, trebuie meritat. Suntem nevoiți să ne demonstrăm continuu valoarea. Trebuie să arătăm că principala noastră atenție se îndreaptă asupra bunăstării grupului, nu asupra propriei persoane și a egului nostru fragil. Trebuie să fim sensibili și cu adevărat empatici față de stările de spirit ale oamenilor, dar cu anumite limite. Când vine vorba de cei care își fac în mod evident publicitate, ne arătăm duri și necruțători. Trebuie să ne respectăm cuvântul dat. Să muncim mai mult decât ceilalți, să ne sacrificăm interesele dacă este nevoie și să ne asumăm răspunderea pentru orice greșeli. Ne așteptăm ca membrii grupului să ne urmeze exemplul și să-și dovedească la rândul lor valoarea. Cu o asemenea atitudine vom observa că avem un efect foarte diferit. Oamenii se vor deschide față de influența noastră, pe măsură ce ne îndreptăm spre ei, vor veni spre noi vor dori să ne câștige aprobarea și respectul. Având o astfel de legătură emoțională, ni se vor ierta mai ușor greșelile. Energia grupului nu este risipită prin conflicte interne nesfârșite și prin ciocnirea ale egurilor, ci este direcționată către atingerea obiectivelor și a realizării unor lucruri mărețe. Și, obținând asemenea rezultate, ne putem crea o aură de autoritate și de putere care nu va face altceva decât să se intensifice în timp ce spunem și facem pare să capete greutate suplimentară și astfel reputația noastră devine cunoscută. Aceasta e calea către supunerea dorințelor nestăpânite. Dar există și un drum mai scurt către un cel mai nobil, supunerea voinței. Când la mijloc sunt puse interesele umanității, oamenii vor da de bunăvoie ascultare celui pe care îl socotesc mai înțelept dintre ei. Poți să dovedești asta pretutindenii. O să vezi că bolnavul îl va implora pe cel care știe medicină să-i spună ce să facă, și că întregul echipaj al corabiei va fi atent la cârmaci, xenofon. Secretele naturii umane. Ne place să credem că emoțiile pe care le trăim sunt simple și pure, iubim anumiți oameni și îi urâm pe alții, respectăm și admirăm un individ și nu simțim nimic altceva decât dispreț pentru un altul. Adevărul este că aproape niciodată nu se întâmplă așa. Faptul că emoțiile noastre sunt aproape mereu ambivalente, rareori simple și pure este fundamental naturii umane. Putem simți dragoste și dușmănie în același timp, la fel și admirație și invidie. Această ambivalență începe din copilărie și stabilește tiparul pentru restul vieții. Dacă am avut părinți relativ grijuli și iubitori, ne amintim de copilărie cu afecțiune, ca de o epocă de aur. Ceea ce în mod convenabil trecem cu vederea este faptul că și față de părinții noștri aveam tendința să simțim resentimente din cauza dependenței față de iubirea și de atenția lor. În anumite cazuri, ne simțeam sufocați. Tângeam să ne afirmăm voința, să demonstrăm că ne putem descurca singuri. Faptul că ne simțeam prea dependenți de atenția lor ne trezea fricii îngrozitoare cu privire la vulnerabilitatea noastră dacă ei ar fi dispărut. Și, astfel, pe lângă afecțiunea pe care o simțeam, percepeam inevitabil o anumită ostilitate și dorința de a nu-i mai asculta. Dacă nu au fost foarte binevoitori și grijulii, mai târziu în viață le purtăm pică și nu ne putem aminti decât de răceala lor și de antipatia pe care le o purtăm. Dar uităm că în copilărie tindeam să trecem numai decât peste trăsăturile lor negative și să găsim modalități de a iubi în pofida modului în care se comportau. Învinovățindu-ne că nu am fost demni de afecțiunea lor Pentru că depindeam de ei pentru a supraviețui Să fi simțit că nu le pasă deloc de noi Ne-ar fi declanșat mult prea multă ansietate Sentimente de nevoie și de dragoste Erau combinate cu clipe de furie și de frustrare Astfel, în copilărie, când eram dominați de o emoție Cealaltă urma îndeaproape Ca o continuă nuanță ambivalentă ca adulți, experimentăm o pendulare asemănătoare cu amicii și cu partenerii noștri, mai ales dacă ne simțim vulnerabili și dependenți de ei. O parte din motivul pentru care există aceste ambivalențe fundamentale este faptul că emoțiile pure și puternice sunt înspăimântătoare. Reprezintă o pierdere temporară a controlului. Par să ne neutralizeze voința. Inconștient, le echilibrăm cu emoții opuse sau contradictorii și, parțial, acest lucru își are originea în faptul că stările noastre de spirit se transformă și se suprapun continuu. Oricare i-ar fi cauza, nu suntem conștienți de propria ambivalență deoarece complexitatea emoțiilor pe care le simțim este derutantă, așa că preferăm să ne bazăm pe explicații simple cu privire la cine suntem și ce simțim. Facem același lucru cu oamenii din jur, Interpretându-le sentimentele, încât să ajungem la unele simple și ușor de asimilat. Ar fi nevoie de eforturi și de multă onestitate din partea noastră pentru a ne surprinde în acțiune ambivalența inerentă. Acest aspect fundamental al naturii umane nu este nicăieri mai evident decât în relația noastră cu lideri, pe care îi asociem inconștient cu figurile parentale. Această ambivalență față de conducători funcționează în felul următor. Pe de o parte, admitem intuitiv nevoia de lideri. În orice grup, oamenii au agende restrânse și interese contrare. Membrii se simt nesiguri în privința propriei poziții și se străduiesc să și-o consolideze. În lipsa conducătorilor care să se ridice deasupra acestor interese contradictorii și care să vadă imaginea de ansamblu, grupul ar da de necazuri. Decizi dificile n-ar fi luate niciodată. Nimeni n-ar cărmui corabia. Prin urmare, tânjim după un conducător și ne simțim dezorientați, ba chiar istericii, fără cineva care să îi îndeplinească acest rol. Pe de altă parte, tindem să ne temem și chiar să-i detestăm pe cei care ne sunt superiori. Ne este frică de faptul că vor fi tentați să-și folosească privilegiile conferite de poziția lor pentru a acumula mai multă putere și pentru a se îmbogăți, o situație destul de răspândită. Suntem și creaturi încăpățânate. Nu ne simțim în largul nostru în privința inferiorității și a dependenței care sunt asociate cu faptul că ne aflăm în slujba unui lider. Dorim să ne manifestăm voința și să ne simțim autonomi. Invidiem în secret recunoașterea și privilegiile liderilor. Această ambivalență fundamentală înclină înspre latura negativă când liderii dau semne de abuzuri, de nepăsare sau de incompetență. Indiferent cât de puternici sunt conducătorii, Indiferent cât de mult i-am admira, dincolo de suprafață se găsește această ambivalență care face loialitatea oamenilor să fie cunoscută pentru nestatornicie și volatilitate. Cei aflați la putere vor tinde să observe doar zâmbetele angajaților și aplauzele pe care le primesc în cadrul ședințelor, confundând acest sprijin cu realitatea. Nu își dau seama că oamenii manifestă aproape întotdeauna un astfel de respect față de cei care le sunt superiori. Deoarece soarta lor este în mâinile unor asemenea lideri și nu își pot permite să-și scoată la iveală adevăratele sentimente. Astfel, conducătorii sunt rareori conștienți de ambivalența inerentă care există chiar și când lucrurile merg bine. Dacă liderii fac anumite greșeli, sau dacă puterea lor pare instabilă, vor observa neîncrederea și lipsa de respect care se înfiripă pe nesimțite. Când publicul sau membrii grupului se întorc împotriva lor cu o intensitate surprinzătoare și șocantă. Urmăriți știrile pentru a vedea cât de repede conducătorii din orice domeniu își pot pierde sprijinul și respectul și cât de iute sunt judecați în funcție de ultimele lor succese sau eșecuri. Am putea fi tentați să credem că o asemenea nestatornicie este mai degrabă un fenomen modern, un produs al vremurilor încăpățânat de democratice în care trăim. În definitiv, Strămoșii noștri erau mult mai ascultători decât noi, oamenii moderni, sau așa ni se pare. Dar lucrurile nu au stat așa. Din cele mai vechi timpuri, în culturi indigene și civilizații timpurii, căpetenii și reci, cândva venerați, erau trimiși frecvent la moarte dacă dădeau semne de îmbătrânire sau de slăbiciune, dacă pierdeau o bătălie, dacă treceau printr-o secetă subită, ceea ce însemna că nu mai aveau bine cuvântarea zeilor. Sau dacă păreau că își favorizau clanul în detrimentul grupului. Aceste execuții erau momente de mare sărbătoare, clipe de eliberare a întregii ostilități reprimate împotriva liderilor. Poate că, inconștient, strămoșii noștri se temeau de orice individ care rămânea prea mult timp la putere, deoarece înțeleseseră capacitatea puterii de a corupe, o persoană nouă și proaspătă putea fi controlată mai bine. În orice caz, în spatele obedienței lor se găsea o extraordinară prudență. Poate că nu ne mai executăm cu adevărat căpeteniile, ci o facem simbolic cu ocazia alegerilor și în mass media, bucurându-ne când suntem martori la căderea rituală a celor puternici. Poate că nu mai dăm vina pe ei pentru lipsa ploilor, dar îi găsim vinovați pentru orice criză în economie, chiar dacă majoritatea lucrurilor din domeniul respectiv nu pot fi controlate de aceștia. Ca în cazul ploilor, Par să fi pierdut bine cuvântarea destinului, a zeilor. Când vine vorba despre ambivalența și neîncrederea noastră, nu ne-am schimbat așa de mult precum credem. Totuși, de-a lungul istoriei, anumiți lideri remarcabili au fost în stare să ridice un zid împotriva acestei nestatornici, căpătând un soi de respect și de sprijin trainic care le-a permis să realizeze lucruri mărețe în timp. Ne gândim la Moise, la împăratul indian antica șoca, la Pericle la generalul roman Scipio Africanul sau la regina Elisabeta I. În epoca modernă îi avem ca exemple pe Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Warren Buffett, Angela Merkel sau Steve Jobs. Vom numi o asemenea putere autoritate, întorcându-ne la semnificația inițială a cuvântului, care provine din latinescul autoritas, rădăcina lui auci, însemnând a crește sau a spori. Pentru romanii antici, întemeietorii Republicii posedau o înțelepciune colosală. Strămoșii lor își demonstraseră această inteligență prin trăinicia și stabilitatea instituțiilor pe care le înființaseră și prin modul în care își transformaseră târgul provincial în cea mai proeminentă putere din lumea cunoscută atât timp cât senatorii și liderii romani reveneau la această înțelepciune fundamentală și înruchipau idealurile fondatorilor, aveau autoritate, o prezență augmentată și tot mai mult prestigiu și credibilitate. Astfel de lideri nu erau nevoiți să recurgă la discursuri sau la forță. Cetățenii romani îi urmau de bunăvoie și le acceptau ideile și sfaturile. Fiecare cuvânt sau fapta lor părea să aibă o greutate suplimentară, acest lucru le conferea libertate mai mare de acțiune pentru a lua decizi dificile. Nu erau judecați doar în prisma ultimelor succese. E cunoscut faptul că romanii erau capricioși și neîncrezători în cei de la putere. Convingerile lor se puteau transforma cu ușurință în război civil, lucru care, de fapt, s-a și întâmplat în câteva ocazii. A avea lideri care emanau autoritate era o modalitate de a ține sub control această combativitate, de a duce lucrurile la bun sfârșit, de a menține un grad de unitate. Și era nevoie ca asemenea lideri să înruchipeze cele mai înalte idealuri, unele care să depășească meschinările vieții politice cotidiene. Acest model roman, care reprezintă o adeune la un scop mai înalt, rămâne ingredientul esențial pentru toate formele veritabile de autoritate. Astfel trebuie să acționăm dacă dorim să instaurăm o asemenea autoritate în lumea de azi mai presus de toate, trebuie să înțelegem sarcina fundamentală a oricărui lider, să ofere o viziune cuprinzătoare, să vadă imaginea de ansamblu, să lucreze pentru binele suprem al grupului și să-i mențină unitatea. Asta tânjesc oamenii să găsească în conducătorii lor. Trebuie să evităm să părem meschini, indeciși și să lăsăm impresia că avem motivații personale. Dacă dăm semne de așa ceva, vom stârni ambivalența concentrarea asupra viitorului și imaginii de ansamblu ar trebui să ne ocupe mare parte din gândire. Pornind de la această viziune, trebuie să stabilim obiective practice și să îndrumăm grupul în direcția lor. E nevoie să devenim maestri ai acestui proces vizionar prin practică și experiență. Dobândirea unei asemenea expertize ne va conferi încredere extraordinară în noi înșine, spre deosebire de încrederea contrafăcută a celor care sunt doar grandomani iar când transmitem această încredere, oamenii vor fi atrași spre noi și vor dori să ne urmeze exemplul. În același timp însă, trebuie să vedem în leadership o relație dinamică pe care o avem cu cei pe care îi conducem. Trebuie să pricepem că gesturile cele mai mărunte pe care le facem au un efect subconștient asupra indivizilor. Astfel, e nevoie să fim extrem de atenți la atitudinea noastră, la tonul pe care îl folosim, Trebuie să ne armonizăm cu stările de spirit schimbătoare ale membrilor grupului. Nu trebuie să plecăm niciodată de la premisa că ne bucurăm de sprijinul lor. Empatia noastră trebuie să fie viscerală, putem să simțim când membrii își pierd respectul pentru noi. Ca parte a acestei dinamici, este necesar să ne dăm seama că, atunci când dăm dovadă de respect și încredere față de cei care ne sunt inferiori, asemenea sentimente se vor răsfrânge asupra noastră membrii se vor deschide la influența noastră. Trebuie să încercăm să implicăm voința oamenilor cât mai mult cu putință, să-i facem să se identifice cu misiunea grupului, să dorească să participe activ la îndeplinirea obiectivului nostru înalt. Însă această empatie nu înseamnă că trebuie să deveniți fără motiv moale și docil față de voința grupului. Asta nu va indica altceva decât slăbiciune. Când vine vorba despre sarcina noastră principală, aceea de a oferi o viziune grupului și de a-l conduce către obiectivele corespunzătoare, trebuie să fim severi și impasibili. Da, putem asculta ideile celorlalți, incorporându-le pe cele mai bune. Dar trebuie să ținem cont de faptul că avem o perspectivă mai amplă a detaliilor de ansamblu și a imaginii globale. Nu trebuie să cedăm în fața presiunilor politice pentru a părea corecți, dilundu-ne astfel viziunea, care trece dincolo de politică reprezintă adevăr și realitate. Trebuie să fim rezistenți și duri când vine vorba despre îndeplinirea ei, dar și necruțători cu cei care încearcă să ne saboteze sau să acționeze împotriva binelui suprem al grupului. Precum a demonstrat regina Elisabeta I, duritatea și empatia nu sunt incompatibile. Când liderii nu izbutesc să construiască acești doi piloni ai autorității, viziune și empatie, se întâmplă frecvent ca membrii grupului să simtă ruptura și distanțarea dintre ei și conducere. Știu că, în adâncul sufletului, sunt considerați niște pionii ce pot fi înlocuiți. Percep lipsa generală de direcție și reacțiile tactice față de evenimente. Astfel, fără să-și dea seama, încep să capete resentimente și să-și piardă respectul. Ascultă cu mai puțin atenție ce spun asemenea lideri. Petrec zilnic mai multe ore gândindu-se la propriile interese și la viitorul lor. Se alătură unor facțiuni sau formează unele noi. Muncesc la jumătate sau trei sferturi din viteza lor. Dacă asemenea lideri, percepând toate lucrurile astea, devin mai duri și mai pretențioși, membrii ajung să fie și mai pasiv-agresivi. Dacă liderii sunt docili și cer mai mult sprijin, membrii își pierd și mai mult respectul. Ca și cum grupul ar fi cel care îl conduce pe lider. În acest fel, membrii creează forme nesfârșite de disensiune cu liderii lor, care ar putea avea senzația că duc în spate tot grupul. Disensiunea provocată de propria lipsă de atenție este motivul pentru care mulți lideri îndeplinesc foarte puține lucruri și sunt atât de mediocri. În schimb, dacă urmărim stabilirea autorității într-o manieră intuitivă sau conștientă, cum am descris mai sus, Vom avea un efect mult mai diferit asupra dinamicii grupului. Ambivalența membrilor sau a publicului nu dispare, așa ceva ar contraveni naturii umane, dar devine ușor de controlat. Oamenii vor ezita în continuare și vor avea clipe de îndoială sau de invidie, însă ne vor ierta mult mai repede pentru orice greșeli și vor trece peste suspiciunile lor. Am câștigat îndeajuns de multă încredere ca acest lucru să se întâmple. În plus, Membrii au ajuns să se înspăimânte de ce s-a putea petrece dacă n-am mai fi liderii lor, lipsă de unitate, de claritate, decizi proaste. Au nevoie profunde de noi. Acum nu mai avem de-a face cu o fricțiune invizibilă din partea grupului, din potrivă. Membrii se simt implicați într-o misiune mai înaltă. Suntem capabili să le canalizăm energia creativă, în loc să fim nevoiți să îi tărâm după noi însăflându-le această loialitate, este mai simplu să ne atingem obiectivele și să ne îndeplinim viziunea. Acest lucru ne conferă o autoritate sporită, tot ce spunem sau facem având o greutate suplimentară. Ne stăm totdeauna în puteri să atingem acest ideal, iar dacă membrii își pierd respectul și încrederea în noi, trebuie să considerăm că acest lucru se petrece din vina noastră. Sarcina dumneavoastră ca elev în domeniul naturii umane este triplă, mai întâi, trebuie să vă transformați într-un observator desăvârșit al fenomenului autorității, folosind ca instrument de măsurare gradul de influență pe care oamenii îl exercită, fără să apeleze la forță sau la discursuri motivaționale. Începeți procesul examinându-vă familia și evaluând care dintre părinți, dacă a fost cazul, a avut o autoritate mai mare asupra dumneavoastră și fraților dumneavoastră. Analizați-vă profesorii și mentorii. Unii dintre aceștia diferențindu-se prin efectul puternic pe care l-au avut asupra dumneavoastră. Auziți în continuare în minte ecoul cuvintelor și al exemplului pe care vi l-au dat. Observați-vă șefii în acțiune, cercetându-le efectul nu doar asupra dumneavoastră și a altor persoane, ci și asupra grupului ca întreg. În cele din urmă, analizați diversii lideri care apar la știri. În toate aceste cazuri, Doriți să determinați în ce anume constă sursa autorității lor sau a lipsei acesteia? Vreți să distingeți momentele în care autoritatea lor se intensifică sau pălește și să descoperiți de ce se întâmplă acest lucru. În al doilea rând, trebuie să dezvoltați unele dintre deprinderile și strategiile care vă vor fi de folos în desemnarea autorității. Dacă sunteți un novice care aspiră la o poziție de conducere, Dezvoltarea timpurie a acestor strategii vă va conferi în prezent o aură impresionantă și atrăgătoare, făcându-vă să păreți că vă e sortit să fiți puternic. Dacă vă găsiți deja într-o funcție de conducere, strategiile respective vă vor consolida autoritatea și legăturile cu grupul. Ca parte din acest proces, trebuie să reflectați la efectul pe care îl aveți asupra oamenilor, vă contraziceți constant, încercând să vă impuneți voința ideile și proiectele dumneavoastră se lovesc de mai multă rezistență decât vă așteptați. Oamenii încuvințează când vă ascultă sfaturile, apoi fac exact opusul celor spuse. Dacă sunteți la început, uneori acest lucru nu poate fi evitat, în general. Oamenii nu respectă ideile celor inferiori în ierarhie. Dacă ar fi promovate de un șef, aceleași idei ar avea un efect diferit. Uneori însă, poate fi consecința propriilor acțiuni, pe măsură ce încălcați multe dintre principiile descrise mai sus. Nu luați zâmbetele oamenilor și a sentimentul lor drept realitate. Observați-le încordarea când vă aprobă, fiți deosebit de atent la acțiunile lor. Interpretați orice bombănel drept o dezaprobare a autorității dumneavoastră. În general, veți dori să vă sporiți deschiderea față de ceilalți, Examinând în îndeosebi acele momente în care puteți simți lipsa de respect a oamenilor sau în care autoritatea vă este în scădere. Dar nu uitați că în orice grup există oi negre, oameni care protestează și pe care nu-i puteți câștiga de partea dumneavoastră indiferent ce ați face. Trăiesc pentru a fi pasiv-agresiv și pentru a-i submina pe toți cei care se găsesc într-o poziție de conducere. Nu vă obosiți să fiți empatici, nimic nu are efect asupra lor. Arta constă în i recunoaște cât mai iute cu putință, concedindu sau marginalizându-i. A avea un grup unit și devotat va face mult mai ușoară controlarea unor tipologii umane atât de răuvoitoare. În al treilea și cel mai important rând, nu trebuie să vă lăsați păcălit de prejudecățile contraproductive ale epocii în care trăim, în care însuși conceptul de autoritate este adeseori înțeles, creșit și disprețuit. Astăzi, confundăm autoritatea cu liderii în general și, Deoarece foarte mulți conducători din întreaga lume par mai interesați să-și mențină puterea și să se îmbogățească, este faiersc să avem îndoieli în privința conceptului în sine. În același timp, trăim în vremuri profund democratice. De ce ar trebui să urmăm o persoană cu autoritate și să ne asumăm un rol inferior, ne-am putea întreba. Oamenii aflați la putere ar trebui să-și facă pur și simplu treaba. Autoritatea e o relicvă din vremea regilor și a reginelor. Am depășit cu mult acele timpuri. Acest dispreț față de autoritate și conducere s-a infiltrat în întreaga noastră cultură. Nu mai admitem autoritatea în domeniul artelor. Oricine este un critic îndreptățit, iar standardele trebuie să fie personale. Nu există nicio persoană ale cărei gusturi sau păreri să fie considerate superioare. În trecut, Părinții erau modelul autorității, însă aceștia nu mai doresc să se considere figuri cu autoritatea, a căror menire este să le inoculeze copiilor anumite valori și o anumită cultură. În schimb, părinții vor să fie priviți ca niște egali, cu ceva mai multe cunoștințe și experiență, al căror rol este să le confirme sentimentele copiilor și să se asigure că aceștia se distrează continuu și că au o ocupație. Sunt mai degrabă niște prieteni mai mari. Aceeași dinamică de egalizare se aplică și în rândul profesorilor și studenților, iar învățarea trebuie să fie distractivă. În acest climat, liderii încep să creadă că sunt mai degrabă niște îngrijitori care trebuie să stea deoparte și să permită grupului să ia deciziile corecte, făcând totul prin consens. Sau iau în calcul ideea că lucrul cel mai important este să cunoască totul, absorbind mulțimea de informații disponibile astăzi. Datele și algoritmii vor determina direcția în care să se îndrepte și reprezintă adevărata autoritate. Toate aceste idei și valori au niște consecințe neintenționate. În lipsa autorității în artă, nu mai există niciun lucru împotriva căruia să ne revoltăm, nicio mișcare anterioară pe care să o răsturnăm, nicio gândire profundă pe care să o asimilăm și, ulterior, chiar să o respingem. Există doar un univers amorf al tendințelor, care dispar cu o viteză din ce în ce mai mare. Fără a-i vedea pe părinți ca figuri cu autoritate, nu mai putem trece prin etapa esențială de rebeliune din adolescență, în care să le refuzăm ideile și să ne descoperim propria identitate. Ajungem să ne simțim pierduți, căutând constant în exteriorul nostru acea identitate fără profesori și maestri cărora să le recunoaștem superioritatea și pe care să-i considerăm demni de respect, nu putem învăța din experiența și înțelepciunea lor, căutând poate ulterior să îi depășim cu idei mai bune și mai noi. Fără lideri care să dedice multă energie mentală pentru a anticipa tendințe și a ne îndruma către soluții pe termen lung, suntem pierduți. Astfel, pe măsură ce această situație devine regula și pentru că noi, oamenii, am avut din totdeauna nevoie de o autoritate care să ne ghideze. Tindem să fim păcăliți de anumite forme contrafăcute de autoritate care proliferează în vremuri de haos și de incertitudine. Ar putea fi vorba despre omul puternic, care lasă iluzia că este lider și că are un scop, fără să posede însă nicio viziune reală a punctului înspre care se îndreaptă, ci doar idei și acțiuni care îi servesc propriului ego și îi cresc sentimentul de control ar putea fi cel care face lumii pe plac, liderul care reproduce inteligent ce vrea publicul să audă, creând iluzia că este empatic față de grup și că îi oferă ce își dorește. Ar putea fi liderul sociabil, care influențează stilul și manierismele tuturor celorlalți, oferindu-le în aparență corectitudine, distracție și consens suprem. De asemenea, ar putea fi autoritatea grupului, care devine mult mai puternic în epoca rețelelor sociale, ce spun și fac ceilalți trebuie să fie adevărat și respectat datorită numărului lor. Dar toate aceste forme false conduc doar la alte tulburări, haos și decizi proaste. Ca elevii ai naturii umane, trebuie să recunoaștem multitudinea de pericole reprezentate de prejudecățile noastre față de figurile cu autoritate. Ai recunoaște pe oamenii cu autoritate nu înseamnă a ne recunoaște inferioritatea, și mai degrabă accepta natura umană și nevoia unor asemenea figuri. Nu trebuie să considerăm că aceștia sunt tiranici sau că au motivații personale. De fapt, acestea sunt caracteristici care le diminuează autoritatea. Nu sunt relicve ale trecutului, ci oameni care îndeplinesc o funcție necesară și al căror stil se adaptează vremurilor. Autoritatea poate fi un fenomen eminamente democratic. Trebuie să ne dăm seama că o bună parte din ce se află în spatele unor idei progresiste precum consensul, implicarea minima liderului și părintele ca prieten, este, de fapt, o uriașă teamă de responsabilitate, de a face alegeri dificile, de a ieși în evidență și de asumare a responsabilității. Trebuie să ne îndreptăm în direcția opusă, acceptând riscurile și pericolele care însoțesc posturile de conducere și autoritatea. În lumea de astăzi am devenit mai egocentrici, mai tribali și ne urmăm cu mai multă tenacitate interesele. Am devenit absorbiți de valul de informații care ne inundă. Suntem și mai nestatornici cu privire la lideri. Astfel, nevoia de figuri reale cu autoritate, care să aibă o perspectivă cuprinzătoare, să se armonizeze cu grupul și care să perceapă ce lunește, n-a fost nici când mai mare. Din cauza acestui lucru avem sarcina de a ne desemna autoritatea și de a ne asuma un rol foarte necesar. Strategii pentru desemnarea autorității. Nu uitați că esența autorității constă în faptul că oamenii vă urmează de bunăvoie exemplul. Aleg să fie de acord cu vorbele și cu sfaturile dumneavoastră. Doresc să aibă parte de înțelepciunea dumneavoastră cu siguranță este posibil ca ocazional să fiți nevoit să recurgeți la forță, la recompense și la pedepse, precum și la discursuri care se inspire. Dar nu-i decât o chestiune de nuanță. Cu cât mai mică este nevoia de astfel de proceduri, cu atât mai mare vă este autoritatea. Astfel, trebuie să vă gândiți să faceți eforturi continue pentru a implica voința oamenilor, depășindu-le împotrivirea și ambivalența naturală. Acesta este scopul strategiilor următoare. Puneți-le pe toate în practică. Descoperiți-vă stilul autorității. Autenticitate Autoritatea trebuie să reiasă faiersc din caracterul dumneavoastră, din punctele forte pe care le posedați. Gândiți-vă la anumite arhetipuri ale autorității, unul dintre ele vi se potrivește cel mai bine. Un arhetip important este salvatorul, de exemplu, Moise sau Martin Luther King Jr., un individ hotărât să izbăvească lumea de rău. Salvatorilor le displace profund orice tip de nedreptate, mai ales când afectează grupul cu care se identifică. Sunt foarte convingători și de cele mai multe ori se pricep atât de bine să-și aleagă cuvintele încât oamenii sunt atrași de ei. Un alt arhetip ar fi întemeietorul. Acesta este cel care instaurează o nouă ordine în politică sau în afaceri. În general, are un simț ascuțit al trendurilor și o uriașă aversiune pentru status quo. Este neconvențional și gândește independent. Cea mai mare bucurie a lui este să experimenteze și să inventeze ceva nou. Mulți oameni se strâng în mod natural de partea întemeietorilor, deoarece reprezintă o formă de progres. Înrudit cu acest arhetip ar fi artistul vizionar, precum Pablo Picasso cântărețul de jazz John Coltrane sau regizorul David Lei Acești artiști vizionari învață convențiile domeniilor lor, apoi le răstoarnă. Tânjesc după un stil nou și îl creează. Datorită abilității lor, găsesc întotdeauna un public și adepți. Alte arhetipuri sunt căutătorul adevărului, pragmaticul liniștit, tămăduitorul, dascălul. Trebuie să vă identificați cu unul dintre aceste arhetipuri sau cu oricare altele care se remarcă în cultură. creându vă un stil care vă este natural, lăsați impresia că este ceva peste puterile dumneavoastră, ca și cum simțul dreptății sau intuirea tendințelor ar proveni din ADN sau ar fi un dar Dumnezeesc. Nu aveți încotro decât să luptați pentru cauza dumneavoastră sau să creați o nouă ordine. Fără această naturalețe, încercarea de a vă desemna autoritate ar putea să pară prea oportunistă și manipulatoare, iar sprijinul pe care îl acordați unor cauze sau tendințe ar părea un simplu și retlic pentru a căpăta putere. Cu cât recunoașteți mai devreme acest stil, cu atât mai bine, veți avea mai mult timp pentru a-l șlefui, pentru a-l adapta schimbărilor dumneavoastră și ale culturii, pentru a scoate la iveală noi fațete cu care să impresionați și să-i fascinați pe oameni lăsându-le să se întrevadă de la începutul carierei, acest stil va părea cu atât mai mult o putere superioară pe care trebuie să o urmați. Concentrați-vă înspre exterior. Atitudine Noi, oamenii, suntem egocentrici prin natura noastră și ne petrecem cea mai mare a timpului concentrându-ne înspre interior asupra emoțiilor, rănilor sau fanteziilor noastre. Trebuie să dezvoltați obiceiul de a inversa acest proces cât mai mult cu putință. Puteți realiza acest lucru în trei moduri. Mai întâi, vă perfecționați abilitățile de a asculta, lăsându-vă absorbit de cuvintele și de indiciile nonverbale oferite de ceilalți. Vă antrenați să citiți printre rânduri ce spun oamenii. Vă armonizați cu stările lor de spirit și cu nevoile lor, simțind ce le lipsește. Nu confundați zâmbetele și privirile aprobatoare ale oamenilor cu realitatea, ci simțiți, mai degrabă, tensiunea sau fascinația lor subiacentă. În al doilea rând, vă dedicați câștigării respectului oamenilor. Nu simțiți că vi se cuvine, nu vă concentrați pe sentimentele pe care le aveți și pe lucrurile pe care vi le datorează ceilalți din cauza funcției și măreției dumneavoastră. Le câștigați respectul prețuindu-le nevoile individuale și dovedind că munciți pentru binele suprem al grupului. În al treilea rând, luați în considerare faptul că sunteți un lider cu o responsabilitate uriașă, bunăstarea grupului depinzând de fiecare decizie pe care o luați. Nu dorința de a avea parte de atenție vă face să acționați, ci obținerea celor mai bune rezultate cu putință din partea majorității oamenilor. Sunteți absorbit în muncă, nu în egul dumneavoastră. Simțiți o legătură profundă și viscerală cu grupul, considerând că soarta dumneavoastră și a lor se împletesc într-o manieră profundă. Dacă aveți această atitudine, oamenii o vor simți și se vor deschide în fața influenței pe care o exercitați. Vor fi atrași prin simplul fapt că se întâmplă rareori să întâlnească o persoană atât de sensibilă față de stările de spirit ale celorlalți și concentrată într-o măsură atât de mare pe rezultate. Acest lucru vă va face să ieșiți în evidență din mulțime și, în final, veți avea parte de mult mai multă atenție decât ați fi avut dacă vă arătați nevoia disperată de a fi popular și plăcut. Instruiți-vă cel de al treilea ochi. Viziune În anul 401HR 10.000 de soldați mercenari greci, luptând de partea prințului Persan Darius în tentativa acestuia de a cuceri imperiul din mâinile regelui. Fratele său s-au trezit dintr-o dată în tabăra pierzătoare a bătăliei, fiind acum prinsi în capcană în adâncurile Persiei. Când Persii învingători i-au păcălit pe liderii mercenarilor să participe la o întâlnire ca să discute despre destinul lor, executându-i apoi pe toți, a devenit limpede că soldații supraviețuitori vor fi la rândul lor executați sau vânduți ca sclavi în ziua următoare. În noaptea cu pricina, s-au plimbat prin tabăra lor plângându-și soarta. Printre ei se număra și scriitorul Xenofon, care călătorise împreună cu soldații ca un fel de reporter rătăcitor. Acesta studia se filosofia ca elev al lui Socrate. Credea în supremația gândirii raționale, a imaginii de ansamblu, a ideii generale din spatele aparențelor efemere ale vieții cotidiene. Practicase asemenea abilități de gândire de câțiva ani în noaptea respectivă a avut o viziune despre modul în care grecii puteau să scape din capcană și să se întoarcă acasă. I-a vizualizat deplasându-se iute și pe furiș prin Persia, sacrificând totul de dragul vitezei. I-a văzut plecând imediat, folosind elementul surpriză pentru a câștiga puțină distanță. A analizat totul anticipat, terenul, traseul, nenumărații inamici cu care se vor confrunta, Felul în care puteau ajuta și folosi cetățenii care se revoltau împotriva perșilor. I-a văzut descotorosindu-se de căruțele lor, trăind de pe urma roadelor pământului și deplasându-se cu repeziciune, chiar și pe timp de iarnă. În doar câteva ore, pregătise detaliile retragerii, toate inspirate de viziunea lui de ansamblu în privința traseului rapid în zigzag către Marea Mediterană și către casă. Deși nu avea niciun pic de experiență militară, Viziunea lui a fost atât de bine gândită și o comunicase atât de încrezător, încât soldații l-au nominalizat liderul lor de facto. A fost nevoie de mai mulți ani și au avut parte de multe provocări, de fiecare dată xenofon apelând la viziunea sa de ansamblu pentru a stabili o strategie, dar, într-un final, a demonstrat puterea unei asemenea gândiri raționale, ducându-i acasă în siguranță, în pofida faptului că șansele erau cu totul împotriva lor. Această poveste înruchipează esența oricărei autorități și cel mai important element pentru desemnarea acesteia. Majoritatea oamenilor sunt blocați în prezent. Sunt predispuși să reacționeze exagerat și să intre în panică, observând doar o porțiune îngustă a realității cu care se confruntă grupul. Nu pot lua în calcul idei alternative și nici nu pot să-și stabilească priorități cei care își păstrează prezența de spirit și își lărgesc perspectiva în afara momentului actual capăt acces la puterile vizionare ale minții și cultivă acelea al treilea ochi care deschide calea spre forțe și tendințe nemai văzute. Se disting din grup, îndeplinesc adevăratul rol al funcției de lider și își creează o aură de autoritate, lăsând impresia că ar poseda abilități dumnezeiești de citire a viitorului. Este o putere care poate fi practicată, Dezvoltată și aplicată în orice situație. De timpuriu, antrenați-vă să înlăturați emoțiile care tulbură grupul. Faceți efortul de a vă lărgi viziunea, de a vizualiza imaginea de ansamblu. Străduiți-vă să analizați evenimentele în sine, nepătate de părerile partizane ale oamenilor. Luați în calcul perspectiva inamicului, ascultați ideile celor din exterior, deschideți-vă mintea la posibilități. În acest fel, percepeți structura globală a lucrurilor, starea de ansamblu a situației. Luați în calcul tendințele posibile, felul în care lucrurile s-ar putea desfășura în viitor și, mai ales, ce ar putea să meargă prost. Aveți o răbdare infinită cu acest exercițiu. Cu cât îl aprofundați mai mult, cu atât veți putea căpăta puterea de a discerne viitorul cei care s-au confruntat cu Napoleon Bonaparte pe câmpul de luptă au avut adeseori impresia că acesta le citește gândurile și le cunoaște planurile, dar Napoleon nu făcea altceva decât să gândească anticipat mai amănunțit decât cealaltă tabără. Marele gânditor și scriitor german Johann Wolfgang von Goethe părea să aibă o abilitate nefirească de a prezice tendințe viitoare, dar acest lucru își avea originea în an de studiu și de gândire globală. După ce vă dobândiți viziunea, Întoarceți-vă treptat către prezent, creând o modalitate rezonabilă și flexibilă de a vă atinge obiectivul. Cu cât dedicați mai mult timp acestui proces, cu atât mai încrezător vă veți simți în privința planului dumneavoastră, iar această încredere îi va molipsi și îi va convinge și pe ceilalți. Dacă oamenii vă pun la îndoială viziunea, rămâneți ferm. Timpul va dovedi că aveți dreptate. Dacă nu vă atingeți obiectivele, Interpretați acest lucru ca o dovadă că nu ați reflectat îndeajuns de mult în privința acestora. Conduceți din prima linie. Ton. Ca lider, trebuie să fiți văzut muncind la fel de mult sau chiar mai mult decât oricine altcineva. Stabiliți-vă cele mai ridicate standarde. Fiți consecvent și responsabil. Dacă trebuie făcute sacrificii, sunteți primul care le face pentru binele grupului. Acest lucru dă tonul potrivit. Membrii se vor simți constrânși să se ridice la nivelul dumneavoastră și să vă capete aprobarea, așa cum au făcut-o miniștrii Elisabetei. Vă vor interioriza valorile și vă vor imita discret. Nu veți fi nevoit să ridicați glasul și să le faceți morală pentru a-i determina să muncească mai mult. Vor dori ei și să o facă. Este important să stabiliți acest ton de la început. Prima impresie este esențială. Dacă încercați mai târziu să le demonstrați că vreți să conduceți din prima linie, va părea forțat și va fi lipsit de credibilitate. La fel de important este să dați dovadă inițial de o anumită duritate. Dacă oamenii capătă de timpuriu impresia că vă pot manevra, o vor face fără milă. Impuneți limite corecte. Dacă membrii nu se ridică la standardele înalte pe care le susțineți. Pedepsiții, tonul discursurilor sau al mesajelor trebuie să fie hotărât și îndrăzneț. Oamenii respectă întotdeauna un lider puternic, atâta vreme cât nu stârnește teama că va abuza de putere. Dacă o asemenea duritate nu vă este firească, dezvoltați-o, altfel nu veți rezista prea mult în această poziție. Veți avea mereu timp suficient să vă dezvăluiți latura mai sensibilă, mai amabilă care vă caracterizează cu adevărat. Dar dacă începeți prin a fi slab, veți transmite faptul că sunteți ușor de influențat. Începeți acest proces de la debutul carierei, dezvoltându-vă cele mai înalte standarde cu putință și antrenându-vă să fiți constant conștient de felul în care comportamentul și tonul dumneavoastră îi afectează pe oameni în cele mai subtile moduri. Stârniți emoții contradictorii. Aură! Majoritatea oamenilor sunt prea predictibili. Pentru a se integra cum se cuvine în situații sociale, își asumă o identitate coerentă. Sunt joviali, agreabili, îndrăzneți, sensibili. Încearcă să-și mascheze celelalte calități pe care le este teamă să le afișeze. Ca lider, doriți să fiți mai misterios, să afișați o prezență care îi fascinează pe oameni. Transmitând semnale contradictorii, demonstrând calități care sunt oarecum opuse îi faceți pe oameni să înceteze să vă clasifice instantaneu și să se gândească cine sunteți cu adevărat. Cu cât reflectează mai mult la dumneavoastră, cu atât mai amplă și mai autoritară vă este prezența. Astfel, de pildă, sunteți în general amabil și sensibil, dar manifestați o doză de asprime, de intoleranță față de anumite tipuri de comportament. Aceasta este poziția adoptată de părinți, care își demonstrează iubirea și, în același timp, impun limite și granițe. Copilul este prins între afecțiune și o doză de frică, iar din această tensiune izvorăște respectul. În general, încercați să aveți izbucniri de furie sau să faceți acuzații cât mai rar cu putință. Pentru că sunteți în general liniștit și empatic, când aveți accese de mânie, acest lucru iese în evidență cu adevărat și are puterea de a-i face pe oameni să se simtă realmente intimidați și să aibă remușcări. Puteți combina prudența cu o nuanță de cutezanță pe care să o manifestați ocazional. Meditați mult la probleme, dar de îndată ce luați o decizie, acționați cu mare energie și îndrăzneală. O asemenea cutezanță apare din neant și creează o impresie puternică puteți îmbina latura spirituală cu o doză onestă de pragmatism. Acestea au fost calitățile paradoxale ale lui Martin Luther King Jr. de care oamenii au fost fascinați. Puteți fi om al poporului și față regală de o potrivă, ca regina Elisabeta I, sau puteți îmbina masculinul și femininul. Legat de acest lucru, trebuie să învățați să echilibrați prezența și absența. Dacă sunteți prea prezent și prea familiar, Mereu disponibil și vizibil, veți părea teribil de banal. Nu le lăsați oamenilor spațiul necesar pentru a vă idealiza. Dar dacă sunteți prea distant, oamenii nu se pot identifica cu dumneavoastră. În general, este preferabil să înclinați ușor în direcția absenței, în așa fel încât, atunci când apăreți în fața grupului, să generați entuziasm și dramă. Dacă faceți totul așa cum trebuie, în acele momente în care nu sunteți disponibili, oamenii se vor gândi la dumneavoastră. Persoanele din ziua de azi au pierdut această măiestrie. Sunt mult prea prezente și prea familiare, fiecare mișcare a lor fiind afișată pe rețelele sociale. Acest lucru îi poate face pe oamenii să se identifice cu dumneavoastră, însă, în același timp, veți părea ca oricine altcineva, și este imposibil să proiectați autoritate cu o prezență atât de banală. Nu uitați că a vorbi prea mult generează o prezență în exces care enervează și dovedește slăbiciune. Tăcerea este o formă de absență și de reținere care atrage atenția, indică autocontrol și putere. Când vorbiți, aveți un efect mai puternic. Într-o manieră similară, în cazul în care comiteți o greșeală, nu o explicați la nesfârșit și nu vă cereți scuze în exces. Arătați cu claritate că acceptați responsabilitatea și că sunteți răspunzător pentru orice eșec, apoi mergeți mai departe. Remușcarea trebuie să fie relativ discretă. Acțiunile ulterioare vor arăta că v-ați învățat lecția. Evitați să păreți defensiv și să vă plângeți dacă sunteți atacat. Puteți mai mult. Dezvoltați-vă această aură de timpuriu, ca metodă de a încânta pe oameni. Nu creați o combinație prea intensă, altfel veți părea absurd. Este o nuanță care îi face pe oameni să se minuneze. Nu e vorba despre a mima calități pe care nu le aveți, ci mai degrabă despre a scoate la iveală o doză mai mare din complexitatea dumneavoastră naturală. Nu lăsați niciodată impresia că luați, ci întotdeauna că dați. Tabu Dacă luați de la oameni un lucru despre care aceștia presupun că le-ar aparține, bani, Drepturi sau privilegii, timp care le aparține, dați naștere unei nesiguranțe fundamentale ce vă va pune la îndoială autoritatea și toată influența pe care le-ați acumulat. Îi veți face pe membrii grupului să se simtă nesiguri în privința viitorului într-un mod cât se poate de visceral. Stârniți îndoiel despre legitimitatea dumneavoastră ca lider, ce o să mai iei? Abuzezi de puterea pe care o ai? Ne-ai prostit tot timpul. Chiar și o insinuare de acest fel vă va afecta reputația. Dacă sunt necesare sacrificii, care nu sunt doar simbolice, fiți primul care le face. Încercați să prezentați orice pierdere de resurse sau de privilegii ca fiind temporară și precizați clar cât de repede le veți recupera. Urmați calea Reginei Elisabeta I și faceți din economisirea resurselor principala preocupare, în așa fel încât să nu sfârșiți niciodată în această poziție. Faceți acest lucru astfel încât să vă permiteți să fiți generos. Legat de acest lucru, trebuie să evitați să le faceți oamenilor promisiuni excesive. Pe moment, v-ați putea simți bine să le vorbiți despre lucrurile mărețe pe care le veți face pentru ei, dar oamenii își amintesc în general foarte bine promisiunile, iar dacă nu reușiți să vă țineți de cuvânt, vor ține minte acest lucru, chiar dacă încercați să dați vina pe alții sau pe împrejurări. Iar dacă un astfel de eveniment se întâmplă de două ori, autoritatea va începe brusc să se erodeze. Dacă nu oferiți ce ați promis, oamenii se vor simți de parcă le-ați fi luat ceva. Oricine se pricepe la vorbe și la promisiuni, așa că, dacă veți părea ca toate celelalte persoane pe care le întâlnim, dezamăgirea poate fi profundă. Revitalizați-vă autoritatea. Adaptabilitate. Autoritatea va spori cu fiecare acțiune care inspiră încredere și respect. Vă oferă avantajul de a rămâne la putere îndeajuns de mult pentru a realiza proiecte mărețe. Dar, pe măsură ce îmbătrâniți, autoritatea poate să devină rigidă și demodată. Deveniți figura paternă care începe să pară opresivă din cauza timpului îndelungat în care a monopolizat puterea, indiferent cât de profund a fost admirată de oameni în trecut. Inevitabil. Apare o nouă generație care este imună la șarmul dumneavoastră, la aura pe care ați creat-o, vă privesc ca o relicvă. De asemenea, pe măsură ce îmbătrâniți, aveți tendința de a deveni ușor intolerant și tiranic, pentru că vă așteptați doar ca oamenii să vă urmeze. Fără să fiți conștient, începeți să simțiți că totul vi se cuvine, iar oamenii simt asta. În plus, publicul dorește noutate și chipuri proaspete primul pas pentru a evita acest pericol este să vă păstrați tipul de receptivitate pe care Elisabeta l-a afișat de-a lungul vieții, observând stările de spirit din spatele cuvintelor oamenilor, evaluând efectul pe care îl aveți asupra nouveniților și tinerilor. Pierderea acestei empatii trebuie să fie teama cea mai mare pe măsură ce veți începe să vă cuibăriți în măreața reputație pe care o aveți. Al doilea pas este să căutați un public și piețe noi pe care să le atrageți care vă vor sili să vă adaptați. Dacă este posibil, sporiți-vă autoritatea. Fără să vă faceți de râs încercând să atrageți un public mai tânăr, pe care nu îl puteți înțelege cu adevărat, străduiți-vă să vă modificați cumva stilul odată cu trecerea anilor. În artă, acesta a fost secretul succesului unor oameni precum Pablo Picasso, Alfred Hitchcock sau Coco Chanel. O asemenea flexibilitate, când depășiți vârsta de 50 de ani, vă va conferi un strop de divinitate și de imortalitate, spiritul vă rămâne viu și deschis, iar autoritatea vă este reînnoită. Autoritatea interioară. Toți avem un sine superior și unul inferior. În anumite momente din viață, putem simți cu certitudine că una dintre părți este mai puternică. Atunci când realizăm ceva, când finalizăm ce am început, Putem percepe contururile acestui sine superior. De asemenea, îl simțim când îi punem pe alții pe primul loc, când renunțăm la like eul nostru, când, în loc să reacționăm la evenimente, ne detașăm, reflectăm și punem la punct o strategie pentru a urma cea mai bună cale. Dar, în aceeași măsură, cunoaștem mult prea bine frământările sinelui inferior când luăm totul personal și devenim meschinii când dorim să evadăm din realitate printr-o plăcere care generează dependență, când pierdem timpul lor, când ne simțim confuzi și lipsiți de motivație. Deși cel mai adesea plutim între aceste două părți, dacă ne analizăm îndeaproape, trebuie să recunoaștem că jumătatea inferioară este mai puternică. Este partea animalică și mai primitivă a naturii noastre. Dacă nu suntem impulsionați să acționăm în alt fel, devenim în mod natural indolenți, tânjim după plăceri imediate și ne frământăm din cauza unor chestiuni mărunte. Este nevoie deseori de mult efort și de conștientizare pentru a îmbălânzi această jumătate inferioară și pentru a scoate la iveală latura superioară, căci acesta nu este primul nostru impuls. Secretul pentru a echilibra lupta dintre aceste două părți și, poate, pentru a înclina balanța spre sinele superior constă în cultivarea a ceea ce vom numi autoritate interioară. Are rolul vocii, conștiința sinelui nostru superior. Vocea respectivă există deja, o auzim uneori, dar este slabă. Trebuie să creștem numărul momentelor în care o auzim și să-i creștem volumul. Gândiți-vă că această voce dictează un cod de conduită, trebuie să ne străduim să o auzim zi de zi. Ne transmite următoarele lucruri: aveți responsabilitatea de a contribui la cultura și la epoca în care trăiți. Chiar în acest moment, trăiți de pe urma roadelor a milioane de oameni din trecut care v-au făcut viața incomparabil mai ușoară prin eforturile și invențiile lor. Ați beneficiat de o educație care înrupează înțelepciunea a mii de ani de experiență. Este extrem de ușor să considerați că totul vi se cuvine, să vă imaginați că totul va parvenit faiersc și că sunteți îndreptățiți să aveți toate aceste puteri. Aceasta este perspectiva copiilor răsfățați, și trebuie să considerați orice semn al unei asemenea atitudini drept ceva rușinos. Lumea are nevoie de îmbunătățiri și de reînnoiri constante. Nu existați doar pentru a vă satisface impulsurile și pentru a consuma ce au creat alții, ci și pentru a construi și a contribui, pentru a sluși unui scop mai înalt. Pentru a sluji acestui scop mai înalt, trebuie să cultivați ce vă face să fiți unic. Încetați să mai plecați urechea foarte mult la vorbele și la părerile celorlalți care vă spun cine sunteți și ce ar trebui să vă placă și să vă displacă. Judecați lucrurile și oamenii pe cont propriu. Puneți la îndoială ce gândiți și motivul pentru care vă simțiți într-un anume fel. Cunoașteți-vă în profunzime, gusturile și inclinațiile născute, domeniile care vă atrag în mod natural străduiți-vă zi de zi să îmbunătățiți acele abilități care se împletesc cu spiritul și cu scopul dumneavoastră unic. Contribuiți la diversitatea necesară a culturii creând ceva care vă reflectă unicitatea. Acceptați ce vă face diferit. Faptul că nu urmați acest parcurs este motivul real pentru care vă simțiți uneori deprimat. Momentele de depresie sunt avertismente pentru a vă asculta iarăși autoritatea interioară. Într-o lume plină de lucruri care vă distrag atenția, trebuie să vă concentrați și să vă stabiliți prioritățile. Anumite activități sunt o pierdere de timp. Anumiți oameni cu o natură inferioară vă vor trage în jos și trebuie să îi evitați. Fiți cu ochii pe obiectivele pe termen lung și scurt și rămâneți concentrat și vigilent. Permiteți-vă luxul de a căuta și de a vă lăsa mintea să rătăcească într-un mod creativ. Dar având întotdeauna un scop implicit. Trebuie să respectați cele mai înalte standarde în muncă. Urmăriți perfecțiunea, dorind să creați ceva care să aibă ecou în rândul publicului și să dureze. A nu reuși înseamnă a dezamăgi oameni și a decepționa publicul, ceea ce vă face să vă simțiți rușinat. Pentru a menține asemenea standarde, trebuie să vă dezvoltați autodisciplina și obiceiurile de muncă potrivite trebuie să fiți extrem de atent la detaliile legate de muncă și să puneți un preț deosebit pe eforturile făcute. Primul gând sau idee pe care îl aveți este de cele mai multe ori incomplet și inadecvat. Gândiți-vă mai amănunțit și mai profund ideile, la unele dintre ele fiind nevoiți să renunțați. Nu vă atașați de ideile inițiale, ci tratați-le cu asprime. Nu uitați că viața e scurtă și că se poate termina în orice zi. Trebuie să simțiți nevoia de acțiune pentru a profita la maximum de acest timp limitat. Nu aveți nevoie de termene limită sau de oameni care să vă spună ce să faceți și când să terminați lucruri. Motivația de care aveți nevoie provine din interior. Sunteți desăvârșit și independent. Când vine vorba despre acționa în funcție de această autoritate interioară, îl putem lua ca exemplu pe Leonardo da Vinci. Motoul lui în viață a fost. Ostinată rigore, rigoare încăpățânată. Ori de câte ori Leonardo primea o comandă, depășea mult sarcina, concentrându-se asupra fiecărui detaliu pentru a face pictura mai fidelă realității sau mai de efect. Nu trebuia să-i spună nimeni să facă acest lucru. Era foarte sârguincios și autocritic. Deși interesele lui cuprindeau o gamă foarte largă de domenii, când ataca o problemă era complet concentrat asupra ei. Avea un sentiment al misiunii personale, să slujească umanitatea, să contribuie la progresul ei. Impulsionat de această autoritate interioară, a depășit toate limitele pe care le moștenise, faptul că era un fiu nelegitim care avusese parte de puțin îndrumare sau educație la începutul vieții. O asemenea voce ne va ajuta să depășim obstacolele pe care viața ni le ridică în cale. La prima vedere, Poate părea că avea o astfel de voce interioară ar putea să ducă la o viață mai degrabă dură și neplăcută, dar în realitate se întâmplă contrariul. Nu există nimic mai derutant și mai deprimant decât să conștientizăm că anii trec fără să avem sentimentul că ne îndreptăm într-o direcție anume, încercând să atingem obiective care se schimbă continuu și irosindu-ne energiile tinerești. Așa cum autoritatea exterioară ajută la menținerea unității grupului energia lui fiind canalizată către scopuri înalte și productive, autoritatea interioară vă conferă un sentiment de coiune și de forță. Nu sunteți măcinat de anxietatea care apare când trăiți la un nivel inferior potențialului dumneavoastră. Simțind sinele superior în ascensiune, vă puteți permite să îi faceți pe plac celui inferior, dându-i frâu liber în anumite momente, pentru a elibera tensiunea și pentru a nu deveni un prizonier al umbrei. Și, cel mai important, nu mai aveți nevoie de alinarea și de îndrumarea unui părinte sau ale unui lider. Deveniți propriul tată sau mamă, propriul lider, cu adevărat independent și acționând în funcție de autoritatea interioară. Omul ales sau omul de elită se caracterizează printr-o necesitate interioară de a se ridica la un standard aflat dincolo de sine, care îi este superior și în slujba căruia se pune de bunăvoie îl deosebim pe omul de elită de omul de rând spunând că primul cere mult mai mult de la sine, iar cel de-al doilea nu cere nimic de la sine, ba din potrivă, se mulțumește cu ce este și e încântat de sine însuși. Contrar a ce se crede de obicei, făptura de elită este cea care trăiește într-o servitute esențială. Viața îi se pare fără rost dacă nu o pune în serviciul unei obligații transcendentale. De aceea, nu consideră o presiune necesitatea de a servi când, din întâmplare, îi lipsește această necesitate, se simte neliniștit și inventează noi standarde, mai dificile, mai exigente. Aceasta este viața înțeleasă ca disciplină, viața nobilă. Jose Ortega Y. Gasset